Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Eu voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, l-am alături de mine în această seară pe omul de televiziune, Victor Ciutacu. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, bine te-am găsit, mulțumesc mult de invitație! Despre dumneavoastră știm așa, ați pășit în presa scrisă în urmă cu 3 decenii și între timp ați devenit unul dintre cei mai cunoscuți și mai vocali jurnaliști politici. De zona politică vă leagă și funcția de consilier de ministru pe care ați deținut-o nu o dată, ci de 2 ori. De peste 15 ani vă expuneți opiniile și la TV. Vehemența și stilul dumneavoastră acid v-au adus audiențe bune, dar și scandaluri care au ținut prima pagină a ziarelor și uneori s-au mutat în sala de judecată. În plan personal, sunteți căsătorit și aveți un fiu. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să vă cunoaștem cu adevărat pe dumneavoastră, jurnalistul apreciat și contestat în egală măsură. Sunteți pregătit? Perfect, pregătit. O singură întrebare. Denis și Victor sau dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, o să vorbesc pe durata emisiunii cu dumneavoastră. Ok, perfect. Începem. Știu că sunt arogant și genial, dar îmi place să mi-o spună și alții. Acesta era modul în care obișnuiați să vă încheiați mail-urile, după cum nota presa în 2013. Explicați atunci că era vorba de o ironie, precizând, vă citez, probabil că încrezut e cel mai corect termen gramatical la adresa mea. Poți fi mai bun sau mai rău ca mine, dar prima categorie eu încă nu am întâlnit-o. Vreau să știu cum vă semnați astăzi mail-urile. Urmează întrebarea. Mai este aroganța cartea dumneavoastră de vizită? Nu știu dacă a fost vreodată neapărat cartea mea de vizită, dar ca să răspund și la prima întrebare, sau la ajutorul de întrebare, la fel îmi semnez mail-urile. Când mi-am setat contul de Gmail la momentul respectiv, l-am setat cu semnătură și așa a rămas. Dacă vrei, pur și simplu e o comoditate. N-am mai scos chestia aia. Nu e neapărat aroganța, nu e neapărat faptul că sunt încrezut, deși sunt conștient de valoarea mea, cartea mea de vizită. Cartea mea de vizită reprezintă ceea ce am făcut eu în atâția ani de meserie. Pe unde mi-am făcut-o și cred că mi-am făcut-o bine. Când vi s-a spus ultima oară că sunteți arogant și genial? Nu mai țin minte, ca să fiu foarte sincer, dar mai face cât un prieten, dar mă mișto de mine când îi dau cât un forward de mail. Bine, mulțumesc. Continuăm. Mergem cu prima întrebare roșie. Ați intrat în presă în 1993 ca jurnalist sportiv la ziarul Meridian. 2 ani mai târziu, ați ajuns în redacția cotidianului Curierul Național, unde Valentin Păunescu, pe vremea aceea patronul ziarului, v-a pus să alegeți între două domenii care vă erau aproape străine, politic sau economic. Ați ales politica pentru că, vă citez, aveam cât de cât idei, aveam experiența anului 1990 când se transmiteau în direct noaptea faimoasele ședințe ale CPUM-ului de după Revoluție. Apucasem niște luni de zile să mă uit la ele noapte de noapte, iar eu eram foarte disperat să arăt ce pot. În perioada de probă, impresionat de entuziasmul dumneavoastră, Ralu Filip, șeful departamentului, i-a spus lui Valentin Păunescu așa: hai să-l angajăm că e bun. Acum este muritor de foame și dacă ne scapă, o să ne pară rău. Vreau să știu câte lucruri ați făcut din disperare. Urmează întrebarea roșie. V-a scos jurnalismul politic din foame? Nu știu dacă neapărat jurnalismul politic m-a scos din foame, dar, într-adevăr, la momentul în care am ajuns inițial la Meridian, la Sport și ulterior la Curierul Național, eram ca familie, 2 copii tânări căsătoriți, terminasem facultatea în anul respectiv, în 1995. N-aveam 2 linguri și 2 furculițe la fel, n-aveam 2 farfurii la fel și stăteam într-o garsonieră de 100 de dolari pe lună chirie, undeva la poarta 4 la Faur. Au fost mulți ani grei,
din punct de vedere financiar, s-a plătea prost în presă și la vremea respectivă, cum se plătește și astăzi. A fost un intermezzo pe care l-a făcut Vântul, dar a trecut și vraja aia. Și, într-adevăr, din foame pot să spun că am început să ies de adevăratele în momentul în care am ajuns consilier de ministru, nu în momentul în care m-am consacrat ca ziarist. Când eram la Adevărul, așa zisul urmaș al domnului Cristian Tudor Popescu, slăvit fie numele în veci, eram în semifoame. Când mi-a făcut vânt domnul Popescu Păscări împreună cu domnul Tinu, Dumnezeu să-l odihnească, și am ajuns consilier de ministru dintr-o întâmplare și dintr-un gest de mare bun simț al unui om care s-a dus, Ovidiu Mușetescu, eram în semifoame. Acolo am început să ies din foame. A fost prima dată când nu m-a interesat ziua de salariu. Eu o să vorbim despre asta, mulțumesc, continuăm. Una dintre regulile jurnalismului este verificarea informației din trei surse. Însă în 2013, dumneavoastră mărturiseați că nu procedați întotdeauna așa, vă citez. Dacă mă sună Ponta sau Dragnea să-mi spună ceva ce se întâmplă la ei în partid, mai e nevoie să întreb încă doi vicepreședinții ce se întâmplă sau dacă au dreptate? Nu sunteți de acord nici cu conceptul de obiectivitate jurnalistică, despre care spuneți așa: eu nu cred în mitul jurnalistului obiectiv. Eu nu cred că există om obiectiv. Suntem subiectivi prin natura umană. Avem păreri. Domnule Ciudacu, suntem un an electoral și aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre provocările și mișcările de pe scena politică. Urmează întrebarea. Cu ce partid simpatizează Victor Ciudacu? Cu niciunul, la modul cel mai propriu, cu putință. Nu pot să spun că sunt, hai să spunem, fanul grupului unui partid. Evident, și cred că se vede asta, cele mai bune relații le-am cu pesediștii. Dar le-am cu pesediștii dintr-un motiv extrem de simplu și de pragmatic, dacă vrei. Când m-am apucat eu de scris politică, unul dintre partidele despre care m-am apucat eu de scris, pe vremea când nu existau nici telefoane mobile, nici multe altele, și când ziarul se făcea de azi pe mâine și când trebuia să respecti o oră de predat materialele și așa mai departe, era PDSR-ul la vremea respectivă, transformat ulterior în PSD. Eu am prins vremurile de aur, ca să spun, ale PSD-ului, cu aia grei, cu Hrebenciuc, cu Cosmâncă, cu Adrian Năstase, și numai Dumnezeu știe câte seri și nopți mi-am petrecut pe stradă, Paris, a fostul sediu al PSD, la delegațiile permanente ale PSD. Evident, cu oamenii ăștia, lucrând în timp, am legat niște relații, pur și simplu umane, cu unii dintre ei de amiciție, cu alții de prietenie, cu o a treia categorie, pur și simplu de colaborare. Și am lucrat cel mai bine cu ei și soarta a făcut, ca prima dată când am devenit consilier de ministru, să fiu într-un guvern PSD, un guvern monocolor PSD. Cu amendamentul că din toată onorata conducerea instituției din care făceam și o parte, eram singurul care nu era membru de partid. Vă place PSD-ul de astăzi? Uite, o să spun ceva ce o să-mi atragă mulți scuipați. Îmi place Ciolacu de astăzi, dar cu limite. Pentru că este un om pe care eu l-am desconsiderat. Și o spun cu toată responsabilitatea. Și care sunt limitele? Și cu toată asumarea. Ar putea să facă mult mai bine și să fie mult mai decis și mai... Era să spun un cuvânt pentru care te amendează cineva și nu vreau să-l spun. Mulțumesc. Mergem mai departe. În 2009 ați participat la lansarea candidaturii lui Mircea Joană la alegerile prezidențiale și a cărții sale Încredere. În 2013, la 4 ani după înfrângerea suferită de Mircea Joană în fața lui Traian Băsescu, spuneați așa. Și-a lansat și Joană o carte atunci, gen Obama, dar nu i-a ieșit. În 2023, Mircea Joană, care este din 2019 secretar general adjunct al NATO, a lansat Bătălia pentru viitorul României, o carte pe care presa a descris-o ca fi un manifest politic pentru alegerile prezidențiale din acest an. Mai mult, Mircea Joană a declarat așa: Marcel Ciolacu a venit la mine în birou să-mi propună să candidez independent, susținut de PSD. În acest moment, pentru fotorul de la Cotroceni, șansele cele mai mari le are Marcel Ciolacu, urmat de George Simion și de Nicolae Ciucă. Nu trebuie să uităm nici de Maia Sandu și Laura Codruța Chioveși, mai ales că recent, președintele în funcție, Klaus Iohannis, a subliniat posibilitatea ca o femeie să îl urmeze la Cotroceni. Urmează întrebarea. O fi a doua oară cu noroc pentru Mircea Joană? Mânduiesc cât se poate de sincer.
Îl știu pe Mircea Joana și îl știu de când era purtător de cuvânt la Ministerul Afacerilor Externe, ulterior ministru de externe, ulterior șef al PSD, șef al Senatului și loser de profesie pe peste tot pe unde s-a băgat în lupta corp la corp. Nu cred că Joana, fără partid în spate, indiferent câtă structură să strânge în spatele lui și să strânge în zilele astea în care vorbim noi structură în spatele lui, indiferent câți bani se pompează în Joana și în candidatura lui și se pompează bani în Joana și candidatura lui, repet, indiferent de toate aceste elemente conjuncturale ajutătoare, nu cred în candidatul Mircea Joana. Nu că n-ar fi un politician bun, nu că n-ar fi un om care să se descurce în momente ingrate de multe ori pentru el. Dar never, ever, PSD-știi nu vor vota un nemembru de partid de-al lor și never, ever, ăia de dreapta nu-l vor vota pe cei pe care l-au demonizat pe post de Prostănacu și cum le-a venit la gură pe vremea când îl încurca pe domnul Băsescu. Și ca să fiu fer până la capăt, susțin și în ziua de astăzi că în anul 2009 Mircea Joana a câștigat alegerile pentru președinția României. Privind înspre 2024, credeți că există vreo femeie care să aibă vreo șansă reală la fotoliul de la Cotroceni? Laura Codruța Chiovici și candidat din partea întregii drepte, cum se autoporeclește ea, de fapt candidat anti-PSD. Întotdeauna în România, în turul 2, de la Ion Iliescu încoace, după ce l-a învins pe Corneliu Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească și pe asta că am început să vorbim numai de morți, candidatul anti-PSD câștigă. Dar trebuie să fie definit drept candidat al PSD. PSD ca ciuma roșie, mama corupților, comuniștii și așa mai departe. Mulțumesc! Sunteți de părere că președintele Klaus Iohannis nu a avut atitudinea corespunzătoare unui șef de stat în niciunul dintre episoadele dificile din ultimii ani, fie că a fost vorba despre pandemia de COVID-19 sau de confruntările izbucnite mai aproape sau mai departe de granițele României, vă citez. În afară de răzbunări mărunte și de loazir, nu este în stare de nimic. Nu am văzut de când mama m-a făcut personaj public mai inadecvat. Sau, cine zicea că al nostru nu e deloc implicat în conflictul din Orientul Mijlociu. A fost la coafor să se tundă, nu putea să plece la luptă nearanjat. Urmează întrebarea, ce rol va mai juca Klaus Iohannis după terminarea mandatului? După umila mea părere, niciunul. Și ar trebui să se bucure dacă vorba jurnalistului britanic care i-a dedicat acum o perioadă un editorial îi se găsește un job decent. Ceva pe măsura domnului Iohannis. Să fie de reprezentare, să fie cu bani mulți, cu buget mare de cheltuit într-un vizitat ce n-a mai apucat să viziteze din colțurile globului pământesc și fără nicio responsabilitate exactă. Iohannis este forma fără fond cea mai vizibilă și mai dăunătoare, dacă îmi permiți, din clasa politică. Măcar cu Băsescu aveai fight, măcar cu Băsescu aveai evenimente, măcar cu Băsescu aveai ce comenta, la ce te raporta și de ce te enerva. Asta nu există. E ca apa aia sfințită. Dar vezi că de multe ori în ultima vreme, în lumea asta a fake-urilor în care trăim, până și apa aia sfințită a început să fie falsificată. Ai văzut că multe dintre sticlele alea care se împrăștie pe post de apă sfințită de nu știu ce înalt ierarh mucegăiesc. Sunt scenarii care îl prezintă pe Klaus Iohannis, fie președintele PNL, fie prim-ministru. La cât de ahtiat e după funcții și după poziții și dacă nu îi se va găsi jobul decent la care făcea referire jurnalistul britanic, îl văd în stare să accepte și asta. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. Îl citesc pe George Simion, președintele AUR. Singurul din spațiul public căruia i-am oferit un loc eligibil pe listele partidului este Victor Ciutacu. Ulterior, George Simion a menționat că afirmația a fost doar o glumă și că, în realitate, nu a existat nicio propunere în acest sens. Presa a fost însă interesată să afle dacă vi s-a propus vreodată, și nu în glumă, să schimbați taberele și să pășiți pe scena politică. Dumneavoastră ați răspuns așa. Am avut oferte concrete și tentante de la președinții ambelor partide care alcătuiesc acum coaliția de guvernământ. Au existat, recunosc, momente în care am stat să mă gândesc cum ar fi dacă. Urmează întrebarea roșie.
cum ar fi dacă ați intra în politică? Inedit, în primul rând, pentru toată lumea. Dar nu mă văd eficient și în largul meu într-o astfel de poziție. Am să spun de ce. În primul rând, eu sunt așa, narcisist, plin de mine, arogant cum sunt. Sunt un om de echipă, dar îmi place să fiu eu vedeta echipei. Înregimentându-mă într-un partid politic, că nu o să mai ai nimeni președinte, nu? N-aș fi automat vedeta despre care vorbim. Aș fi un subordonat. Și, repet, deși sunt foarte disciplinat, mi-ar fi greu să fiu disciplinat tâmpit. Să votez împotriva convingerilor mele, împotriva principiilor mele și să susțin ceva doar pentru că așa e linia de comunicare a partidului. Ăsta este unul dintre motivele pentru care n-am acceptat la momentele la care mi s-au făcut tentantele oferte. Dacă e nevoie și dacă figurează în cele 40 de întrebări, putem să și detaliem. Bine, mulțumesc. Continuăm. Tatăl dumneavoastră, orfan de război, a fost un copil sărman, crescut cu mari sacrificii împreună cu frații săi, doar de mamă. Vă citez. Tata a intrat la inginerie la Politehnica din Brașov. Fiind student eminent, comuniștii l-au trimis la facultate în Uniunea Sovietică. Acolo a mai stat un an pregătitor ca să învețe limba. În Harkov a întâlnit-o pe mama dumneavoastră ucraineancă, studentă și ea, cu care s-a căsătorit și astfel a venit pe lume sora dumneavoastră. La terminarea facultății, tata s-a întors în România, iar ulterior și-a adus familia și s-a stabilit la Sinaia, locul unde v-ați născut pe 15 mai 1970. Deși ați fost botezat Victor Gabriel, toată lumea v-a spus Vitea, inclusiv la școală. Ați povestit așa, am crescut cu limba rusă în casă. Limba rusă a fost limba mea maternă. Eu am învățat limba română pe stradă, la bloc, nu în casă. Vreau să știu dacă primele cuvinte în limba română au fost înjurături. Urmează întrebarea. Cât timp ați gândit în limba rusă? Până pe la 13-14 ani. Wow! Momentul în care am început să fiu tâmpit și să mi se pare că mă încurcă limba rusă și să răspund arogant părinților mei care vorbeau în casă în continuare cu noi în rusă, să răspund în română. Am avut eu așa momentul meu de revoltă. Urla românul din mine, știi? Că tot mă înjură toți că sunt evreu. Nu știu, s-a sculat așa un românism puștesc de adolescent, înțelegi? Din momentul ăla am început să nu mai răspund în limba rusă, să vorbesc exclusiv în română și am și pierdut, dacă vrei, legăturile directe, pentru că au mai fost doar două sau trei, cu rudele mele din fosta Uniune Sovietică. Înainte mergeam odată la 2 ani la rude, la Harkov, la Kiev, la Kirovograd. După aia, când începuse regimul să mai înăsprească, ne dădeau pașapoartele odată la 3 ani. Motiv pentru care la 14 ani am fost și după aia n-am mai repetat ciclul de 2 ani de zile și am fost ulterior la 17 ani în Uniunea Sovietică. În momentul în care trebuia să facă iară 3 ani de zile, în 1990, ai mei s-au dus, iar eu a fost pentru prima dată când i-am refuzat să petrecem concediul împreună, pentru că terminasem anul întâi de facultate fără nicio restanță și vreau să mă distrez. N-am mai avut nici cu cine să vorbesc în limba rusă, motiv pentru care la ora asta, spre rușinea mea, îmi este extrem de greu, aproape imposibil să încep eu o conversație în limba rusă. Înțeleg, să spun, în mare parte, în 60-70% din ce vorbește interlocutorul meu, dar cred că dacă a sta acolo într-o lună de zile, aș rezolva cazul. Este totuși limba mea maternă și mi-e tare dragă. V-aș întreba dacă au fost înjurăturile primele cuvinte pe care le-ați învățat în limba română. Nu, în ciuda aparențelor, provin dintr-o familie foarte educată. Și educația străzii mi-am făcut-o pe stradă, educația de bază mi-am făcut-o acasă. Eu am fost copilul la premiant care s-a înhăitat cu fotbaliștii și cu bețivii cartierului. Tocmai de aceea v-am și întrebat apropo de aceste prime cuvinte. Am crescut pe buza stadionului de Nis, stadionul Carpați Sinaia, cum îmi place să spun eu, templul fotbalului. Vorbim, știu, mulțumesc.
Vă citez. Mama mea a crescut în Harkov, orașul ăla pe care îl vedeți voi la TV, bombardat de ruși. Ați făcut această dezvăluire în contextul declanșării războiului din Ucraina. Tot atunci ați povestit că în copilărie vă petreceați vacanțele de vară acolo, deci cu atât mai dureros a fost să aflați cum locurile de care vă leagă atâtea amintiri au fost transformate în ruine. Vreau să știu, dacă în dimineața zilei de 24 februarie 2022, când a început războiul, primul dumneavoastră impuls a fost să o sunați pe mama, și dacă ea v-a spus ce simte față de acest război. Urmează întrebarea. Ce a mai rămas din Ucraina mamei dumneavoastră? Dacă mă întreb pe mine, nimic. Ucraina mamei mele, care nu era Ucraina, că practic eu n-am fost în Ucraina de când a devenit Ucraina stat independent, era partea Uniunii Sovietice. Era Republica Sovietică Socialistă Ucraina, da? Eu mereu spuneam că mă duc la ruși, nu mă duc la ucraineni. Așa era definit tot spațiul ăsta al Uniunii Sovietice. Alea erau niște orașe absolut fabuloase, cel puțin cele în care am fost eu. Și mă refer la Kirovograd, orașul unde trăia mătușa mea, sora mamei mele, așa, orașul lui Kirov, rivalul lui Stalin, pe care l-au gătuit comuniștii și după aia l-au făcut statuie și oraș. Era la fel de general ca și Stalin. Era un oraș de dimensiunea Ploieștiului, cam așa, foarte, foarte cochet, cu foarte multe case evreiești, ample. Existau și cartiere de blocuri, dar nu, mă rog, noi locuiam în zona de case. Harkov, Kiev, absolut superbe, niște orașe, dincolo de faptul, de dimensiuni considerabile. La vremea respectivă, Harkov avea 1 milion și ceva, Kiev 2 milioane și ceva, acum Harkov înțeleg că e undeva cam cât Bucureștiu sau aproape cât Bucureștiu, fabuloase, niște bulevarde gigantice, gen Barcelona, stilul ăla de bulevarde uriașe, niște clădiri absolut spectaculoase și o atmosferă, repet, în anii comunismului, Denis, pentru că atunci am fost în Uniunea Sovietică, infinit mai degajată, mai prosperă și mai de trăit decât România anilor 80. Dar, în esență, dacă mă întreb, n-a mai rămas nimic cum trebuie din țara. Mulțumesc. Mergem mai departe. Conform religiei iudaice, sunteți evreu pentru că mama dumneavoastră este evreică. Însă dumneavoastră ați precizat, vă citez. Faptul că mama este evreică născută în Ucraina nu mă face nici ucrainean, nici mai evreu decât sunt procedural, conform religiei strămoșilor mei, care nu e și a mea. Sunt departe de a fi vreun atlet al creștinătății, dar sunt botezat și cununat ortodox. Copilul meu e la rândul lui botezat ortodox. Mama v-a dezvăluit totuși momente dramatice din trecutul familiei Gurviț, cum a fost moartea bunicului rabin îngropat de viu, sau călătoria chinuitoare și lungă pe care a trebuit să o facă împreună cu sora ei prin mai multe republici sovietice pe vremea pogromurilor din perioada stalinistă. Sunt istorii cumplite, greu de împărtășit unui copil. Urmează întrebarea. V-a bântuit moartea străbunicului rabin îngropat de viu? Am aflat târziu de ea. De fapt, ca să vezi unde te duce viața. Eu m-am aflat la 17 ani că sunt evreu. Din greșeală. Ai mei s-au ferit multă vreme, în vremurile respective, să-mi spună că originea noastră e evreiască. De asta spun, maică mea n-are nicio legătură, mă rog, cu excepția zonelor în care a trăit, n-are nicio legătură cu naționalitatea ucraineană. Naționalitatea e evreiască. Gurviț, cu TZ la coadă. Partea a marii familii Horovitz, s-au scris cărți, s-au făcut filme, s-au dres, da, sunt în neam boieresc, ca să zic așa, a 15.000 spiță. Am aflat la 17 ani, când, mă rog, ne luptam între noi, între România și Uniunea Sovietică, cine cu cine ține la fotbal și așa mai departe, și au început să râdă toate neamurile. De mine ne aflam la Kirovograd, că ăsta e ultimul tâmpit care află că e evreu la 17 ani. În momentul în care am făcut o față lungă și am spus poftim, și abia atunci a început, dacă vrei, startul în a încunoștința blegul că el nu e nici rus, nici român, mă rog, ca etnie, naționalitate, spune-i tu cum vrei, ci că e evreu. De povestea bunicului și a străbunicului meu am aflat mult mai târziu.
Unul a murit... după cum ai spus tu, îngropat de viu. Iar celălalt a murit pentru că era... Și ți-o spun ție a doua oară în viața asta, că prima oară i-am spus-o lui Cristoiu, era aghiotantul lui Chirov. Era unul dintre băieții din brigada lui Chirov. Când s-a împărțit puterea în Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și generalul Stalin l-a gătuit pe generalul Chirov, l-a gătuit împreună cu tot anturajul lui. Unul dintre cei mai apropiați oameni din anturajul lui Chirov era bunicul meu, care este înmormântat, nu? Evident, la Chirovograd. Pentru că dacă tot l-au făcut erou post-mortem pe Chirov, pe Chirov i-au făcut oraș și statui, era evident că trebuie să-i înmormânteze și pe toți cei care au fost alături de el în lupta militară și politică, împreună cu el și în zona în care, mă rog, i-au dedicat un loc. Mulțumesc! Continuăm. Deși la materiile umaniste v-ați descris ca fiind o sfântă mediocritate, ați intrat al nouălea la liceu, iar la bacalaureat ați fost al doilea. V-ați fi dorit să urmați Institutul de Marină. Însă dosarul dumneavoastră nu era curat după normele regimului comunist, pentru că aveați rude în străinătate. Vă citez. Nu am putut să fac nici facultatea de jurnalism pentru că o desfințaseră deștepție ai lui Ceaușescu. La Ștefan Gheorghiu era numai post-universitară. Prin urmare, nu ați avut încotro și v-ați dus la Facultatea de Mecanică a Politehnicii București, unde ați intrat printre ultimii. Politehnica era mai degrabă o modalitate de a scăpa de stagiul militar obligatoriu de un an și 4 luni, un student efectuând armata cu termen redus. Vreau să știu dacă după ce ați terminat facultatea, ați profesat vreodată în domeniu și ce au spus părinții dumneavoastră, amândoi ingineri, despre performanțele dumneavoastră inginerești. Urmează întrebarea. Sunteți cel mai slab inginer din familie? Sunt unicul inginer dintr-o familie de ingineri pe care îl definește doar diploma facultății pe care a absolvit-o. N-am lucrat un minut în zona de inginerie. După cum ai spus tu mai devreme, m-am apucat în 93 de presă și acolo am rămas în 95 terminând facultatea. Iar părinții mei au avut păreri contradictorii despre performanțele mele studențești, dacă vrei că inginerești, n-aveau ce să comenteze. Din perioada cât am studiat Facultatea de Inginerie Mecanică a Universității Politehnica București, secția utilaj tehnologic pentru industrii de proces, specializarea mașini pentru prelucrat materiale polimerice. În esență, proiectul meu de diplomă a fost instalația aia care face din plasticul respectiv recipienții din care bem noi acum sucurile. Aia rămâne după agățat. Părerile lor au fost contradictorii pentru că am avut perioada de început în care am fost mediocru pentru că nu-mi plăcea. După aceea am avut perioada în care am vrut să mă las de facultate și să dau la jurnalism pentru că se reînființase jurnalismul după ce a picat Ceaușescu. Și ai mei m-au convins, termin-o pe asta și dacă vrei o faci și pe a doua, nu e nicio problemă. După aia m-am îndrăgostit și m-am dezîndrăgostit și am decis că trebuie să întrerup un an de facultate și nu m-am mai dus deloc, am stat... O să vorbim, da. Așa. Și după aia, după ce m-am reapucat de dus la școală și la examene, am ajuns, ironia sorții, bursier al statului român în anul 5 de facultate, când am avut numai 10 și un singur 9. Anul 2 l-am absolvit cu media 5,84 și anul 5 l-am absolvit cu media aproape 10. Nu mai știu, au 5-6 examene, pune tu un 9 printre restul de 10 și vezi cât ar fi. Sunt mândru de diploma, am muncit-o. Bravo, mulțumesc! Vă citez. Am făcut armata înainte de facultate, nu mi-am amânat-o. 9 luni, Tere, Infranterie, Piatra Neamț, ieșirea spre Săvinești, gard în gard cu avicol. A fost nasol la așa numita școală de ofițeri în rezervă. Ați reușit cu greu să rezistați regulilor dure de disciplină și nesfârșitelor trageri de noapte. Vă citez din nou. În fine, am dus-o până la capăt și am absolvit-o cu gradul de caporal. Am plecat acasă, aproape din arest, nu înainte de a muta la lopată, un munte de pământ pietrificat peste iarnă în mijlocul unei alei. Aș vrea să-mi spuneți care a fost cea mai cumplită experiență din armată. Urmează întrebarea. Ce v-a învățat armata? Disciplină. Foarte multă disciplină.
Eram un rebel când am ajuns în armată și am ajuns acolo terorizat de ideea că va trebui să răspund la ordin, la orice tâmpit, mai mare în grad decât mine și mai vechi în stadiu militar. M-am învățat că nu crăpi dacă suporți niște privațiuni. Nu doresc nimănui să treacă prin momentele urâte pe care am trecut în armată, deci nu pot spun că am avut o armată dărâmătoare. Dar am ieșit de acolo, nu știu dacă mai bărbat. Mă rog, am ieșit și mai bărbat că m-am dus un puș de 18 ani de zile în armată și după 9 luni de zile de bătut dealurile și munții din zona Piatra Neamțului, de luat vânt în cap, este zona cea mai vântoasă din România, crede-mă. Nu există zi de la Dumnezeu să nu bată vântul măcar dintr-o direcție, dacă nu dăm mai multe odată. Și după trăit alături de niște oameni care făcuseră un ideal din pasul de defilare și din umilitul copiilor aia care ajungeau care cruțe acolo, am ieșit cumva călit, am ieșit cumva întărit. Am învățat să duc durerea pe picioare, am învățat să duc boala pe picioare, am învățat să nu vină să-mi pun ștreangul de gât când îmi dă un ordin absurd, un imbecil. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați ajuns în redacția ziarului Adevărul în 1998 și timp de 3 ani și jumătate ați lucrat zi de zi cu Cristian Tudor Popescu, despre care ați spus așa: ca ziarist este jos pălăria și are multe, dincolo de talent, care îl fac incontestabil. Putere, multă de muncă și de decizie, curaj de a-și asuma. Anul trecut însă, între dumneavoastră și cel care v-a îndrumat la început de carieră, s-a declanșat un conflict spectaculos presărat cu declarații dure, dintre care cele mai multe nu pot fi redate la TV. Prăpastia care vă separă astăzi de fostul dumneavoastră mentor pare de netrecut, mai ales după ce ați spus despre el că nu are caracter. Vreau să știu dacă îl mai apreciați pe profesionistul Cristian Tudor Popescu. Urmează întrebarea roșie. Îl urâți pe omul Cristian Tudor Popescu? Nici pe departe. Îl deplâng. Îmi e milă de cum a ajuns Cristi. Cristi a fost, jurnalistic vorbind, idolul meu în viață. Iar momentul în care am ajuns să lucrăm împreună, mi-a dat aripi în reclama la băutura aia. În perioada în care am lucrat cu Cristi Popescu și cu ceilalți de la Adevăr, în frunte cu Dumitru Tinu, am devenit editorialist la Adevărul, am devenit cel mai percutant dintre cei din noua generație, din tineretul de la Adevărul, împreună cu Corina Drăgotescu, era la Politic, eu eram la Economic, Corina fiind oricum mult mai veche decât mine. În perioada aia am început să fiu respectat, să nu mai fiu privit ca un puș care atârnă pe la colțuri de lumea politică, aia care era la vremea respectivă. În momentul în care am ajuns acolo și m-am pus pe scris, am dus cele mai de succes campanii de dezvăluire ale ziarului Adevărul, că mă mai întreabă cât un tâmpit dacă pot să-i dau vreun link de la ce am scris eu în viața asta. Dincolo de astea recente, pe vremea când scriam eu nu era cu link-uri, că era cu internetul mai ușor. Să caute la Biblioteca Academiei campania de devaluare a hoților FPS din vremea domnului Radu Sârbu, sau, dacă vor neapărat, campania în urma căreia omul de afaceri evreu, Sorin Beraru, cu multiple cetățenii, este condamnat și în zilele noastre la 6 ani și jumătate de pușcărie și figurează în fruntea căutaților de Biroul Român al Interpol. Faimoasa afacere Cico și tot ce a derivat din aia, distrugerea industriei, unei industrii întregi din România. Și mă refer la cea... Da. Vă dau timp. Textilelor, dacă vrei. Toată zona aia, filaturi și tot ce a luat Beran. Tot ce vezi tu pe morarilor acum de sunt depozite, au fost opera imobiliară în avans. Că Beranul, dacă a avut un merit la ce s-a întâmplat în România, a fost că a fost printre primii care a intuit uriașul potențial imobiliar al României. Cumpărat pe nimic fabrici, vândut la fier vechi tot ce era acolo, scos de câteva ori banii pe care a investit și ulterior construirea de depozite, hale, blocuri și birouri. Mulțumesc. Continuăm.
În 2002 ați plecat într-un scurt concediu, iar când ați revenit în redacția de la Adevărul, ați aflat că între timp ați devenit șomer. Vă citez. Pleci pe culmile gloriei și te întorci dat afară și fără nicio explicație. 3 zile mai târziu, în timp ce vă aflați la un grătar cu prietenii, ați fost sunat și invitat la o cafea de Ovidiu Mușetescu, ministru al privatizării în guvernul Adrian Năstase la vremea aceea. Ați acceptat postul de consilier de ministru pe un salariu dublu față de cel pe care îl primeați ca jurnalist. După șocul concedierii pe nepusă masă, v-ați trezit cu secretară, mașină și șofer, plus un venit care vă permitea să nu mai aveți grija zilei de mâine. Mi-ați spus și mai devreme, vă citesc din nou, până atunci era veșnica poveste. Mă împrumutam cu o săptămână înainte de leafă și dădeam banii la leafă și tot așa. E bine, la minister, în 3 ani, am ajuns să nu mă mai intereseze când e ziua de salariu. Vreau să știu cât câștiga lunar un consilier de ministru. Urmează întrebarea. Este statul cel mai generos patron? Nu. Acum începe să devină, din păcate. Pentru societatea privată care plătește și impozite și taxe ca să țină o structură gigantică a statului. La momentul respectiv nu era nici pe departe. Ministerul Privatizării însă provenea din fostul FPS. Fondul proprietății de stat, care era acționar la toate întreprinderile de stat și care le scotea la vânzare, că așa era programul cu Banca Mondială. Și un gest deștept pe care l-au făcut guvernele României, unul dintre puținele gesturi deștepte, a fost ca la cererea inițială a lui Sorin Dimitriu, fost șef al FPS și ulterior a lui Radu Sârbu, pentru că s-a făcut în trepte, oamenii ăia să fie plătiți, pentru că erau plătiți din venituri extrabugetare, instituția avea un buget care putea să fie maxim 20% din banii pe care obținea pe acțiunile pe care le vindea la întreprinderile de stat. Și din fondurile extrabugetare să le ofere salarii astfel încât să-i ferească teoretic de orice tentație de șpagă. În momentul în care am ajuns eu acolo, deja la APAPS, cum se chema la momentul respectiv, Autoritatea pentru Privatizare și Administrația Participațiilor Statului, salariile erau mai mari decât, semnificativ, decât în celelalte ministere unde erau prost plătiți. Eu în momentul în care am ajuns la APAPS, mă rog, tot o mizerie de salariu aveam, nu știu, în jur de 19 milioane de lei vechi, 1900, cum ar fi astăzi. Dar era salariul cât al unui secretar de stat din alt minister. Înțelegi, eu eram consilier de ministru. Ulterior, pentru un gest înțelept pe care l-a făcut Ovidiu Mușetescu, care eu o să-i fiu recunoscător toată viața pentru mâna de ajutor pe care mi-a întins-o și cred că am și demonstrat-o, am devenit, printr-o hotărâre internă, echivalați noi, consilierii personali, directorilor generali. Și atunci leafa mea s-a transformat în leafa de consilier personal, în leafa de director general. A fost aproape s-a dublat. Mulțumesc. În 2004 ați renunțat la postul de consilier despre care ați spus că a fost o experiență profesională care v-a tras în urmă câțiva ani buni și ați revenit în presă. Oferta a venit din partea lui Marius Tucă. El v-a propus să conduceți Jurnalul Național. Vă citez. Nici nu l-am întrebat ce salariu îmi dă. Nu mă interesa. Eu voiam doar să plec. Și am plecat pe un salariu de 2 ori și jumătate mai mic. Marius Tucă m-a făcut redactor șef. El m-a făcut ce m-a făcut. În 2007 începeați să prezentați la Antena 2 emisiunea Vorbe Grele. Vreau să știu cum ați intrat în televiziune și dacă Marius Tucă a fost cel care v-a deschis calea și către micul ecran. Urmează întrebarea. Ce îi datorați lui Marius Tucă? Multe. Și cred că și el îmi datorează mie. Dar eu mai mult lui Marius, cu siguranță. Îi datorez faptul că m-a încurajat să fiu eu. Îi datorez faptul că a avut încredere în mine și că după o perioadă în care am fost și publicist, comentator și redactor șef adjunct, a avut curaj să pună semnătura pe decizia aia de instaurare, numire, spune tu cum vrei, ca redactor șef, fără mari beneficii financiare, fie vorba între noi, și mulțumesc pentru faptul că nu m-a oprit în momentul în care au început să mă curteze televiziunile, să mă duc să fac pe analistul de serviciu, pe ăsta care dă din gură la televizor, cum avem noi invitați. Ba chiar m-a încurajat. Dar în televiziune și instituționalizarea eu datorez lui Mihai Gâdea. Pentru că Mihai, în momentul în care eu aveam, eram singurul angajat, generic vorbind, al lui Dan Voiculescu, care avea contract de colaborare cu Sorin Ovidiu Vântu. Eram cumva analist la Realitatea TV.
Gâdea m-a văzut, m-a invitat de câteva ori, evident că m-am dus, era colegul meu de trust, ar fi fost culmea să nu mă duc, le-am și spus celor de la Realitatea, bă, nu-l pot refuza, e colegul meu. Așa? Și atunci, la un moment dat, m-a sunat și m-a întrebat, trustul deschide un nou post de televiziune, eu voi fi director. Vii să semnezi cu noi? Ne-am întâlnit, am stat de vorbă 5 minute, s-a pus la cale facerea emisiunii Vorbe Grele, ca principal talk show al unui post de știri care era, dacă vrei, libertatea de televiziune. Era un tabloid care avea de toate. Și politică, și monden, și sănătate, și nu știu ce. Eu eram ăla cu politic, singur, care era cu politic. Ulterior și-a făcut și Cristo emisiune în weekend. Vă dau timp. Duminică. Am bătut palma, ne-am înțeles, și la bani. Întotdeauna sunt negociator prost în punctul ăsta de vedere. După care am sunat la Realitatea, m-am dus, m-am văzut cu oamenii, ne-am strâns mâinile și le-am spus, eram invitat în seara respectivă, țin minte și acum, emisiunea lui Andrei Gheorghe, Dumnezeu să-l odihnească, iar vorbim de morți, și Corina Drăgotescu. M-am dus, am participat la emisiunea respectivă și la sfârșit mi-am luat rămas bun de la cei de la Realitatea, pe care peste mulți ani de zile, unii dintre ei, i-am reîntâlnit la România TV. Mulțumesc! Am văzut ce-i datorați lui Marius Tocă, mi-a spus că și el vă datorează multe, dar pare că dumneavoastră nu i-ați făcut viața ușoară. În 2004 erați de câteva luni angajat la Jurnalul Național, când ați fost din nou, să zicem, ispitit în carieră printr-un telefon, primit de această dată de la Codruț Șereș, care tocmai depusese jurământul ca ministru al economiei în guvernul Tăriceanu. V-a zis așa, hai cu mine la minister să mă ajut să mă instalez. În mod surprinzător, ați acceptat. Vreau să știu dacă erați dator lui Codruț Șereș sau, ținând seama de faptul că acesta era membru al Partidului Umanist din România, fondat de Dan Voiculescu, ați fost rugat din interiorul trustului intact să îl ajutați pe proaspătul ministru. Urmează întrebarea. Cui nu puteți să spuneți nu? Fiului meu. Ca să revenim la topicul pe care l-ai deschis, e varianta B. Am fost rugat, presat, împins cu picioarele în spate, din interiorul trustului intact, să mă duc să-l ajut pe Codruț Șereș. Pe Codruț nu-l întâlnisem în viața mea, în viu. Îl știam de la televizor. De-aia m-a și șocat când m-a sunat. Făceam cumpărături de Crăciun, Anul Nou, în perioada aia între ele. Eram în training, în Adidas, și cu o geacă și cu niște pungi cu apă minerală și bere, dacă nu mă înșel, când m-a sunat Codruț. Nici n-aveam numărul în agenda. I-am spus că vin de Politețe până acolo, am trecut pe acasă, m-am îmbrăcat, am pus și eu un costum pe mine, un paltonaș, că era Dumnezeule sfârșitul decembrie, m-am dus acolo ca să-i spun omului să nu conteze pe mine. Și Codruț mi-a făcut surpriza, era cu Dan Ioan Popescu, că prelua mandatul de la el, cu Dan Ioan Popescu mă cunoșteam. Dan Ioan Popescu l-a felicitat pentru alegerea pe care a făcut-o, eu am făcut o față lungă, că nu pricepeam care e alegerea pe care a făcut-o și de ce mă implică pe mine povestea asta. Și Codruț a zis, vorbim după ce preluăm ministerul. Și am zis, poate îl preiei. Și ce, nu trebuie să vii cu mine, doar că tu... Bine, stau cu tine până îți faci procedurile și după aia te lămuresc că n-am ce să caut aici. Am intrat într-o sală în care au câteva sute de oameni, sala cea mai mare a fostului CSP, Ministerul Economiei, la după Calea Victoriei, în care erau toți directorii de societăți mari din energie, din gaze, din ce avea Ministerul Economiei, care atunci avea tot. Nu era economie și energie, totul era acolo. Și domnul Șereș, împreună cu domnul Popescu, au făcut predarea, primirea în mod festiv și domnul Șereș a anunțat că în stânga lui stă primul lui consilier, cel care va gestiona activitatea tuturor societăților din energie din România. Deci da, două luni de zile, de la 1 ianuarie până la 1 martie 2005, prin semnătură de ministru, am fost coordonatorul tuturor societăților din energie din România. De la Nuclear Electrica până la Romgaz, de la Transgaz până la Transelectrica, de la ce vrei tu până unde vrei tu. La 1 martie am pus hârtia pe masă lui Codruț, conform înțelegerii pe care am avut-o, că dacă nu ne înțelegem, asta e viața. Ne-am strâns mâinile, am plecat și pe 2 martie, la ora 9 dimineața, eram în biroul meu de la Jurnalul Național,
pe care nu îl părăsisem în acte niciodată, că asta a fost una dintre condițiile pe care le-am pus să rămână adresat la Jurnalul Național. Eu, practic, am avut un contract de colaborare la Ministerul Economiei. Așa am coordonat eu energia pe un contract de colaborare. 12 milioane pe lună era salariul, 1200 de lei vechi. Noroc cu Consiliul de Administrație. Și când a ajuns tu că la birou, a făcut niște ochi mari și m-a întrebat, tu ce cauți aici? M-am întors la muncă. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2010, pe vremea când realizați o emisiune alături de Mircea Badea, v-ați coalizat cu el împotriva asistentelor TV. Ați spus așa, le respect munca, fie că tac inteligent, ori vorbesc tâmpenii, nicio muncă nu este rușinoasă, dar sunt în total de acord cu Mircea Badea că suntem plătiți de același trustie. Una, dar chiar să ajung coleg cu Adelina Bârciu și cu Simona Sensual, mi se pare un pic lipsit de respect pentru ce am făcut eu în cariera asta prin forțe proprii. Pentru atitudinea sa, Mircea Badea a fost catalogat de o altă vedetă de televiziune, drept citez, un misogin infatuat și prost crescut. După ce ați spus paie pe focul declarația, vă citez, de când mișcarea feministă a devenit la nivel de percepție publică mai tare și mai agresivă decât Greenpeace, femeia chiar că nu mai e om. Ați fost inclus de presă și dumneavoastră la categoria misoginilor. Vreau să știu care este cel mai mare defect al dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Sunteți misogin? Nici pe departe. Cel mai bine am lucrat întotdeauna cu femeile. Majoritatea colegilor mele sunt femei. Nu cred că există vreuna în lunga mea istorie, în presa românească și nu numai, care să plângă de comportamentul meu la adresa ei. Sunt de multe ori mai politicos și mai culant decât se vede la prima vedere, dacă vrei tu, la televizor. Dar da, îmi mențin și acum afirmațiile. Uite, n-am știut pe cine să apreciez. Adelina, fostă Pestrițu, fostă Vârciu, actualmente Pestrițu, este cel mai în vogă influencer al României, nu? N-am știut să-mi apreciez colegele. Bianca Drăgușanu este de asemenea una dintre vedetele României. Daniela Crudu, vrei să-ți înșiri lista tuturor fostelor mele colege? Nici nu știu dacă le mai țin minte pe toate. Cam tot ce rupe acum pe publicațiile de loazir și voie bună mi-a fost coleg. Aia a fost politica trustului la care am lucrat. Zonele de divertisment erau populate cu diverse asistente care ulterior unele s-au dezvoltat în carieră, în viața de cuplu, unele au devenit vedete, unele au devenit influencer, altele s-au pierdut. Da, au fost. Instituțional vorbind, am fost colegi de trust. Nu e nicio mândrie, nu e nicio rușine. E un fapt de viață. Dar, din momentul în care specia asta, cum îmi place mie să-i spun, asistentelor TV a început să fie promovată sub titulatura de vedete, i-am rugat politicos pe toți că atunci când se referă la mine să nu mă numească vedetă. Nu putem fi vedete în același timp și eu și Bianca Drăgușă. Care este cel mai mare defect al dumneavoastră? Că spun ceea ce gândesc, că fac ceea ce promit, ar trebui să fie niște calități astea, dar în lumea de astăzi sunt niște defecte. Și că am mână proastă la oameni. Mulțumesc. Mergem mai departe. Continuăm cu o întrebare roșie. În martie 2013, ați anunțat plecarea de la Trustul Intact. Pe blogul dumneavoastră ați scris atunci așa. Am ales România TV, care, o, da, m-a și înjurat. Plec de la liderul autoritar la un aspirant. Nu e prima oară când o iau de la zero. Mă voi vedea zilnic și cu oameni care mă detestă, dar nu mă interesează. Presa nota că la Trustul lui Dan Voiculescu aveați un salariu de 5.000 de euro, cumulat pentru emisiune și pentru funcția de redactor șef la Jurnalul Național. Ziaristul Cristi Brancu susținea că ați plecat la televiziunea lui Sebastian Ghiță pentru un salariu uriaș de 15.000 de euro pe lună. Ați infirmat suma, dar ați precizat că sunteți foarte mulțumit de noua ofertă financiară, vă citez, și vântul m-a vrut. Nu a fost suficient de insistent, nu a fost suficient de convingător și nu a fost suficient de generos. Vreau să știu care este momentul în care banii au devenit relevanți în alegerile dumneavoastră profesionale. Urmează întrebarea roșie. Care este prețul lui Victor Ciutacu? Aveam altă vorbă în afară de aia cu sunt arogant și genial. Îmi place să o spună și alții. Fiecare om are un preț, al meu e mare. La momentul respectiv, când eram un puș naiv, ziceam că
Un milion de euro și scap de mine. Acum s-a scumpit lucrarea. Dar... Până la cât mi-ar fi? Nu știu, nu mi-am stabilit un preț încă în perioada asta. Dar atât estimările salariului meu din trustul intact, cât și așa zisa dezvăluirea lui Cristi Bran, cu care mi-a fost coleg la Antena 2, sunt departe de orice realitate. Nu-mi place niciodată să vorbesc despre cât câștig, dar n-au nicio legătură cu realitate. Și ca să fiu foarte sincer cu tine, aș fi vrut eu să. Și. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. În mai 2013, abia ajuns la noul dumneavoastră loc de muncă, România TV, așa cum era de așteptat, ați intrat în conflict cu colega dumneavoastră, Sorina Matei, care s-a exprimat pe blogul personal în termeni atât de violenți la adresa dumneavoastră, încât nu pot fi redați pe micul ecran. În mod surprinzător, pentru firea dumneavoastră, mai degrabă războinică, ați ales să nu îi răspundeți cu aceeași monedă, ci ați acționat-o în judecată pentru jignirile aduse. Justiția v-a dat câștig de cauză, iar Sorina Matei v-a virat cei 3.000 de lei datorați ca daune morale încă înainte ca instanța să transmită pronunțarea hotărârii. Ați reacționat așa. Salut rapiditatea și faptul că a înțeles să respect decizia instanței. Vreau să știu dacă ați mai avut după aceea probleme cu colegii și cum vă înțelegeți astăzi cu ei. Urmează întrebarea. A mai avut curajul vreun coleg să se ia de Victor Ciutacu? Nu, dar nici nu cred că au intenționat. Sorina a fost singurul om cu care am avut un conflict. De fapt, a avut ea un conflict cu mine. Eu nu m-am certat deloc cu Sorina în momentul în care am venit în postul de televiziune. Doar că fix în ziua în care s-a făcut anunțul că mă mut la ei, Sorina a scris un text de o violență și o josnicie, dacă mă întreb pe mine, la vremea respectivă rar. Am ales să nu-i răspund. Am coabitat până când a plecat Sorina de la noi din post, fără ca măcar să ne salutăm. A fost singurul om din viața mea pe care îl cunosc, pe care nu l-am salutat. Nici ea pe mine. Adică am fost chit. Am dat-o în judecată, l-am anunțat la vremea respectivă pe Sebi Ghiță, că dacă asta e politica de ora, bun venit. Noi, vedetea postului, iau act de ea și o dau în judecată. Au fost insistențe de-a lungul anilor să renunț la procesul respectiv. Nu am renunțat la procesul respectiv. Am câștigat. Și spre onoarea ei și spre surpriza mea, Sorina m-a sunat în momentul respectiv. Eu nu aveam numărul Sorinei în agendă. Și crede-mă, am vreo 7.000 de numere în agendă, de la Ion Iliescu până la cine vrei tu, Florin Salam și alte, în alte personalități ale României. Am răspuns, am auzit vocea și m-a întrebat... Poți să-mi dai un cont? Zic, un cont de ce? Un cont bancar, ca să faci ce cu el? Ca să-ți plătesc despăgubirea stabilită de instanță. Zic, Sorina, n-a fost motivată, n-am primit motivare. Ai ceva împotriva dacă vreau să-ți dau bani? Eu respect, după cum ai scris și tu, hotărârile instanței. I-am dat Sorinei contul, i l-am transmis, mi-a intrat întâmplător, aveam cont în aceeași bancă, mi-a intrat în câteva zeci de minute suma respectivă, mult prea mică față de lăturile pe care mi le-a turnat în cap, dar ulterior, peste ani și ani de zile, indiferent cât de ciudată e Sorina, am colaborat o vreme pe niște subiecte care au fost comune. Mergem mai departe. Ne scriem și vorbim. Mergem cu o întrebare roșie. Când v-ați mutat la postul de televiziune condus și fondat de Sebastian Ghiță, ați pus mai multe condiții, inclusiv să nu vi se ceară să vă războiți cu trustul din care ați plecat sau cu fostul dumneavoastră angajator, Dan Voiculescu. Vă citez. Nu sunt genul care să dea cu rahat în farfuria din care am mâncat, mai ales după plecarea din sala de mese. După fuga lui Sebastian Ghiță în Serbia în decembrie 2016, în dosarul deschis acestuia, ați fost audiat în calitate de martor în legătură cu difuzarea celebrilor filmulețe în care era chiar el protagonistul. Ați precizat ulterior că relația dumneavoastră cu mogulii de presă a fost tot timpul una bună și chiar apropiată. Vă citesc din nou. Cu Sebi Ghiță vorbeam infinit mai des când eram în intact, mai beam și câte un șpriț. Urmează întrebarea roșie. Până unde ați merge pentru Sebastian Ghiță? N-am mers nici până la Belgrad de când a plecat. Cred că sunt unul dintre puțini oameni relativ notori din București care n-a fost la el. Nu, dar să ne înțelegem. Nu-l iubesc pe Sebi, nu m-am îndrăgostit de Sebi. Sunt un om care are, sau care a avut o înțelegere la momentul respectiv când am venit cu el și pe care
Eu consider că ne-am respectat-o amândoi până în ultimele detalii. În rest, fiecare cu viața, cariera și familia lui. Faptul că m-am dus la procuratură, nu am dus pentru Sebi. M-am dus pentru că cineva a vrut la momentul respectiv să facă un iureș chemând un autocar întreg de ziariști și nu numai, care ar fi fost păturele din zilele în care eu am difuzat înregistrările cu Sebi și să ne arate ca pe aia de la DNA păscări, nu? Trebuia să vină presa să ne ia, să ne bage microfonul în gură și să ne întrebe, vă pare rău de ce ați făcut? Ați furat? E, uite, n-au avut prilejul ăsta, deși i-am invitat la momentul respectiv. N-au simțit nevoia decât foarte puține televiziuni să vină. I-am invitat pe toți, am anunțat. La ora cutare sunt audiat primul la parchetul general. Audierea are loc din motive de spațiu, că de-aia ne-a chemat cu un autocar întreg, la IGP, ca la hoți, la borfași. Au venit, dacă nu mă înșel, 3 posturi de televiziune, inclusiv spre onoarea lor, foștii mei colegi de la Antena 3. Da, am dat declarații. Era absurd să bănuiești că un tip atât de inteligent și de bine ancorat în sistem ca Sebi îi mărturisea lui Ciutacu care de gând să fugă din țară pe unde și când. Hai să fim serioși. Nu cred că eu eram eu ăla căruia să-i facă Sebi confidențe că vrea să plece din țară ca să nu-l aresteze ai lui Coldea și ai lui Chioveș. Nici n-a făcut-o. Și ca o notă de subsol, Sebi urma să fie invitatul meu în seara în care s-a anunțat plecarea lui din țară. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Întrebat în 2013 ce sfaturi ați dat ziariștilor aflați la început de carieră, ați spus așa: un singur sfat pot să dau, să nu pună mâna pe bani niciodată, pentru că nu există o singură dată. Cu toată vehemența dumneavoastră de-a lungul anilor, jurnalista Sorina Matei și fostul deputat PSD Cristian Rizea v-au acuzat că ați fi luat șpagă. Dumneavoastră ați catalogat acuzațiile drept minciuni și v-ați căutat dreptatea în justiție. Ați câștigat ambele procese, iar cei doi au fost obligați să vă plătească daune morale. Eu nu o să vă întreb dacă ați luat vreodată șpagă, dar aș vrea să-mi spuneți de câte ori vi s-a oferit șpagă. Urmează întrebarea roșie. Care este cel mai mare compromis profesional pe care l-ați făcut? E foarte greu să definesc drept cel mai mare un compromis. Am făcut multe compromisuri profesionale. Cum facem toți. De exemplu. Știi, e ca la aia cu sexul oral. Toată lumea face, dar numai unii recunosc. Așa și cu compromisurile profesionale. Toți le facem. Există compromisuri profesionale și o știm foarte bine cu toții. Există momente când poate nu ți-ai dori ca respectivul să fie invitatul tău. Sau există momente când poate amâni o dezvăluire pentru că, spre exemplu, contravine intereselor comerciale ale postului la care lucrezi. Pentru că îți place să-ți iei salariul la timp. Mă gândesc că ăsta e unul dintre tipurile de compromisuri. Alt tip de compromis ar fi cel în care, da, m-a ferit Dumnezeu, ajungi să ridici ode, ceea ce mi-e foarte greu să fac, unor persoane în care nu crezi. Sub nicio formă n-am făcut asta. Când am avut de lăudat pe cineva, am lăudat și fac extrem de rar chestia asta, pentru că așa am simțit eu la momentul respectiv și pentru că îl apreciam pe omul respectiv. Nu știu dacă pentru toată viața și opera sau pentru ceea ce făcuse la momentul respectiv. Eu am fost omul care a fost în stare să-l laude și să-i mulțumească public, fostului ministru Eugen Nicolaescu de la Sănătate, actualmente viceguvernator al Băncii Naționale a României, pentru un gest frumos pe care l-a făcut față de un copil al unei angajate de la Jurnalul Național după ce îl călcasem în picioare 2 ani de zile, ca pe hoții de cai. Pot să fac și treaba asta. Cât despre șpagă și despre poveștile astea, hai să-ți dau un simplu amănunt. Dincolo de faptul că am câștigat procesele, cu Rizea încă mă mai judec astăzi, momentele alea spectaculoase povestite de Rizea, cu ei a avut timp să-l asculte, nu au existat niciodată. Rizea nu a stat niciodată la masă cu mine și cu miliardarul fără chip, Dragoș Dobrescu. Dragoș îmi este prieten, îmi este un prieten de familie, ne-am întâlnit la Monaco de mai multe ori, unde am fost de fiecare dată pe banii mei și ai familiei mele, unde am băut șprițuri
cu grupul de la Monaco, cum i-au denumit ăștia, fals, dacă mă întreb pe mine, dar asta e altă discuție, și unde Cristi Rizea nu a fost acceptat niciodată la masă din următoarele motive. Milog, neplătitor și turnător. Atât am avut de zis. Mulțumesc. Continuăm. În 2008, Traian Băsescu, pe atunci președintele României, v-a numit, printre altele, tonomat cu euro. Mulți ar considera acest apelativ o ofensă, însă dumneavoastră l-ați înregistrat la OSIM și l-ați folosit ca nume de rubrică în emisiune. Războiul declarațiilor cu Traian Băsescu a durat mai bine de un deceniu și nu v-a adus doar notorietate, ci și multe probleme. Totuși, nu i-ați negat niciodată calitățile fostului președinte, vă citez, Băsescu a fost un politician redutabil. Dacă și-ar fi folosit toate calitățile în mod constructiv, țara asta ar fi fost departe cu el președinte. Din nefericire, le-a folosit pe toate în sens invers și mi se pare un personaj profund nociv. Ca în orice poveste, întotdeauna personajul pozitiv are nevoie de unul negativ care să-l potențeze. Nu știm cum v-ați împărțit rolurile dumneavoastră și fostul președinte, însă acum, când Traian Băsescu s-a retras de pe scena politică, urmează întrebarea: cât de mult vă lipsește Traian Băsescu? Da, aș putea spune că nu dorm noaptea de grijă absenței lui Traian Băsescu, dar Traian Băsescu a fost un adversar extrem de redutabil. Și Traian Băsescu a fost un om care, la nevoie probabil, a avut puterea, la fel cum am avut-o și eu, să treacă peste tot ce a fost urât între noi în niște ani de zile, mulți ani de zile, fără să ne schimbăm părerea unul despre celălalt. Și în continuare, ce ai citat tu e valabil din punctul meu de vedere, din ce am spus și am scris despre Traian Băsescu, și să accepte prima mea invitație la un interviu. Traian Băsescu, ca să ne lămurim o dată și pentru totdeauna, a avut invitații din partea mea, inclusiv când eram realizator la Antena 2 și la Antena 3, inclusiv pentru interviul la Jurnalul Național, al cărui redactor șef eram. A ales de fiecare dată să nu răspundă invitații. A fost alegerea politică a domniei sale și mediatică. Era într-un război uluitor cu Dan Diaconescu, Doamne Dumnezeule, cu Dan Voiculescu și cu trustul pe care acesta l-a fondat, și l-am înțeles. A durat o vreme după ce m-am mutat la România TV până când să decid să-l invit pe Traian Băsescu, și a fost o chestie aproape întâmplătoare. La un moment dat m-a sunat Cătălin Popa, a fost un director editorial postului pe care îl cunoști tu la fel de bine, și mi-a zis: astăzi te debutez într-un dialog cu Băsescu. Zic că ai luat o razna cu totul. Zic, nu există posibilitatea asta. Și ba da, mă, că vii la 5, cred că la Cristina Șinca eram invitat să, mă rog, opinia. Zice, intră Băsescu pe telefon, ești în stare să conversezi cu el politicos pe telefon 5 minute? Zic, da, mă, nu e nicio problemă. Și la sfârșit am început să râdem amândoi când am rostit primele cuvinte și eu și Traian Băsescu. Și la sfârșit am încheiat cu formula de politețe: mulțumesc mult, domnule președinte, și sper ca la un moment dat să acceptați invitația mea. Și el a spus: da, aștept telefonul dumneavoastră ca să o confirmăm. Și așa s-a petrecut prima mea întâlnire. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Părea de neimaginat ca Traian Băsescu să accepte vreodată o invitație în emisiunea dumneavoastră. Vă citesc: după ce ne-am spurcat 15 ani în toate felurile, ne-am făcut de balamoc unul pe celălalt prin atacuri reciproce la activitatea publică și personală. În 2016, nu doar că Traian Băsescu a acceptat provocarea, dar în ziua stabilită a ajuns cu o jumătate de oră mai devreme. Ați povestit așa: am stat la mine în birou și înainte să mergem în studio, Băsescu mi-a zis, hai să-i dezamăgim pe toți și să le dăm o emisiune deșteaptă. Lumea a fost foarte surprinsă că nu ne-am dat cu rângile în cap. Au fost 2 ore în care au curs apele pe mine, dar și pe Băsescu. Presa a notat că dumneavoastră și fostul președinte nu numai că puteți discuta civilizat, dar că ați avea ceva în comun, amândoi fiind descriși ca fiind cunoscători ai licorilor bahice. Mai mult, întrebat în 2010 cine v-ar plăcea să vă fie partener de pahar timp de 7 zile și 7 nopți, ați răspuns așa: Elena Udrea, să văd dacă o ține ficatul. Dacă nu, poate să o schimbe Traian Băsescu când simte nevoia să se odihnească. Urmează întrebarea roșie. Ați fi putut să-l băgați sub masă pe Traian Băsescu? Mă îndoiesc foarte tare. E campion la asta, Nea Traian. Dar sau a fost campion, ca cu are și el o vârstă și niște beteșuguri. Dar
povestea asta sunt mult mai puțin specialist în Nicol Bahice decât domnul Băsescu. Faptul că ies la șprițul și că nu ascund treaba asta, în ultima vreme, din păcate, din ce în ce mai rar, se datorează felului meu de a fi, de a socializa, de a se simți bine împreună cu prietenii. În general, nu beau un șpriț sau o bere decât cu prietenii. Dar niciodată și absolut niciodată nu am băut când lucram. Niciodată. Șprițurile mele, dacă au existat și când au existat, s-au petrecut întotdeauna în weekend sau după ce mi-am terminat emisiunea. Este una dintre regulile sacre. În al doilea rând, sunt departe de a fi un campion. Îmi place, dar de la de cursă lungă, știi? Cu multă apă și cu multă gheață. Și o duc așa, dacă vrei, jumătate de zi. N-am o problemă din punctul ăsta de vedere. Dar, repet, sunt departe de a fi un campion. Iar cu Nea Traian s-a întâmplat o singură dată în viață, dacă vrei, să bem împreună prin natura unei întâmplări, aș putea spune. Ne-am întâlnit la un botez. Când domnul Băsescu nu mai era președinte al României, deja participase în emisiunile mele ca invitat, și a venit, s-a așezat la masa de lângă, sau mă rog, a fost așezat la masa de lângă, și la un moment dat n-a putut să se abțină, a venit, mi-a zis niște cuvinte deloc măgulitoare, în contextul în care în stânga mea era ilustra mea soție, care se uita la mine și să își făcea cruce cu limba în cerul gurii să nu izbucnesc, și într-un final am închis povestea asta, transformând o dispută, repet, deloc politicoasă. Era după ce dedusem eu înregistrările cu Sebi și cu toată povestea plecării lui și cu Băsescu, care a zis că România e un stat mafiot, înregistrat el fiind. Mi-a reproșat ce a avut de reproșat și, ca să închei scurt, că ne presează și timpul, am degenerat într-un șpriț lung. Bine, din care ne-am despărțit ca doi oameni civilizați. Mulțumesc! Cu martori. Continuăm. Printre prietenii dumneavoastră de familie se numără și omul de afaceri Serghei Mizil, celebru pentru nonconformismul și istoriile lui trăznite. Întrebat într-un interviu care este cea mai amuzantă întâmplare pe care a trăit-o alături de Serghei Mizil, ați răspuns așa. Aia când ne-a încuiat SPP-ul în WC la nunta șefei de cabinet a lui Băsescu, ca să nu stricăm venirea triumfală a tiranului. Eu habar nu aveam cine era mireasa. Eu eram invitat din partea mirelui. Aș vrea să-mi spuneți care este cea mai amuzantă poveste pe care v-a spus-o Serghei Mizil. Urmează întrebarea. Cât timp a stat încuiat în WC cu Serghei Mizil? 2-3 minute, cred. Dacă nu, cumva spre 5. pentru că atâta minte au avut. Repet, nu știam la nunta cui sunt. Îți dau cuvântul meu de onoare și acum. Mă rog, știam la nunta băiatului. A fetei nu știam. Era un prieten al meu care este căsătorit și astăzi cu fosta șefă de cabinet a domnului Băsescu, Mircea Copaci se numește, a fost vicepreședintele clubului Dinamo. Și prietenia mea cu Mircea de-a lungul anilor a inclus mai multe prietene ale lui Mircea. Și din când în când mai ieșeam la câte un șpriț și era noua mea prietenă, noua mea prietenă, noua mea prietenă. Și când m-a sunat Mircea, bă, mă căsătoresc, veniți la noi, nu l-am mai întrebat cine e noua lui prietenă care va fi soția lui. Și am spus da. N-am dus la nuntă, am stat la masă cu Serghei și cu Cora, soția lui, cu Gino Iorgulescu și cu Gabi, soția lui, și mai era cineva, nu mai știu exact. Cred, dar nu sunt foarte sigur, că a fost soție a lui Mădălin Voicu cu actualul ei partener. Dar nu mai știu dacă erau și ei. Și în momentul în care au început plin de politicieni, puhoi, mi-am dat eu seama că se întâmplă ceva acolo, că Mircea se însoară cu cineva din mediul ăsta, că n-avea cum să se întâmple altfel. Udrea, Blaga, Pinalti, Fluturi, ce vrei tu, era pe acolo. Zona pedelistă, în mod special. Au și câțiva PSD-și, dar mai ascunși așa. Și în momentul în care au început să apare se pipiș cu căștile în ureche, eu l-am întrebat pe Serghei, bă, dar ce se întâmplă aici? Și el a început să râdă. Prostule, nu știi unde ești? Zic, du, la nuntă la Mircea. Zic, bă, dar Mircea nu se însoară singur. Zic, știu, cu o fată drăguță, i-am dat un buchet de flori, am urat acasă de pe... Tu nu știi cine e? Nu. Șefa de cabinet al lui Băsescu, în momentul în care mi-a căzut fața. Și am zis, deduc că vine și ăla. Deduci bine. Și eu cu Serghei am avut proasta inspirație să ne ducem la toaletă, fix în momentul care să petrece la
Știrbei acolo, sau cum se cheamă ăla mare, fix în capul locului de primire, când stau mireasa și cu ginerele, da? Și stăteau mireasa și cu ginerele și în spatele lor era ușa unde de acces la toaletă. Am intrat cu țiganul la toaletă, că așa îi spun eu de ani de zile, sper să nu mă facă lumea acum și rasist, de altfel mie țiganul mi se spunea în liceu, când făceam pe fotbalistul cu foarte mult talent, și am intrat cu țiganul în toaletă și în momentul respectiv, unul a stins lumina și unul a încuiat ușa. Și dacă vrei, cea mai amuzantă întâmplare este că Serghei, care și-a dat seama că a închis ușa Toma ca să nu fiu, a făcut pe pantofia lui care a stins lumina. Mulțumesc! Continuăm. Aveți o slăbiciune pentru muzica lăutărească, iar una dintre cele mai frumoase surprize pe care vi le-au făcut prietenii a fost apariția acum câțiva ani la ziua noastră de naștere a lăutarului Ionel Tudorache, care v-a cântat la Chilian Port, un fel de hit al bețivilor, după cum ați spus chiar dumneavoastră. Și al foștelor și viitorilor pușcăriași. La fel de familiarizat pare să fiți și cu lumea maneriștilor, cărora le-ați luat apărarea în diverse controverse publice. De exemplu, ați criticat campania antimanele lansată în spațiul public după apariția piesei Fericire, la care Loredana Groza a colaborat cu 10 nume grele ale genului. Mai mult, în programul de Revelion 2023, difuzat de televiziunea la care lucrați, ați avut un duet cu Vali Vigelie pe piesa Strigă cu mine, te iubesc. Urmează întrebarea. Care este maneaua dumneavoastră preferată? Strigă cu mine. Am cântat cu Vali Vigelie și am cântat cu Vali Vigelie, cred că ultimele 4 revelioane am avut duetul. Vali Vigelie a venit... Și aveți voce? Nu, sunt un dezastru. Mă rog, am mimat și eu cât am putut. Uh-huh. Dar versurile le știți? Am început să le învăț. Nu știam. Mie, în general, nu mi-a plăcut poezia. Mi-a fost foarte greu. Am citit multă literatură, foarte puțină poezie și am memorat extrem de puțină poezie. De asta mi-e și greu cu versurile de la melodii. Dar, ulterior, prin antrenament, ca să zic așa, cu atâtea revelioane, am început să mai știu niște versuri. Da, Vali Vigelie a venit pentru prima oară și după an de an pentru mine, pentru că l-am rugat eu. Pe vremea când România TV nu făcea revelioane cu maneliști, făcea doar cu rapsozi și alt tip de cântăreți. Adi de la Vâlcea a venit la Revelion pentru mine și cred că mai sunt câțiva. Ne-am întâlnit... Salam n-a venit la Revelion pentru mine, deși mi-a promis. A dat țeapă cum face el de obicei. Ne-am întâlnit nu atât de des pe cât ar putea bănui lumea, în diverse împrejurări. Ce versuri vă amintiți din melodia aceasta Strigă cu mine, te iubesc? Numai cu două cuvinte îmi faci viața mai fierbinte, nu? Și mai aia cu Mai stai, cu Asu și cu Bobby. Că aia a fost prima manea pe care a difuzat-o postul nostru de televiziune într-un program de Revelion. Mai stai, mai stai, dăm sărutul nopților de rai. Și mai aia ceva cu buzele, nu cu buzele tale, două petale, aia. Ceva cu sărutări distrugătoare, sărutări ucigătoare, sărutări distrugătoare, tot maestru Vigelie. Da, îmi face plăcere, dacă ne întâlnim la un eveniment, să ne simțim bine împreună. Dar că tot l-ai adus aminte, 10 secunde și am tăcut. Vali Vigelie este cel mai mare profesionist pe care l-am văzut eu vreodată în viața asta, din lumea asta. Vine ca ceasul elvețian, prestează ca ceasul elvețian, nu pune gura pe băutură cât durează toată povestea asta și la sfârșit, dacă vrei, poți să stai de vorbă și să socializezi și la un pahar cu el. Ultima nuntă la care am fost și la care a cântat Vali și într-o pauză pe care l-a luat, i-am zis, hai mă, bem un pahar de vin? S-a uitat la mine și m-a întrebat, tu bei vreodată la servici? Nu, nici eu. Continuăm, mulțumesc. Pe la vârsta de 7-8 ani, idolul dumneavoastră era fostul mare fotbalist dinamovist, Dudu Georgescu, câștigător al Ghetei de Aur de 2 ori și al titlului de golgheter al României de 4 ori consecutiv. Ulterior, l-ați descoperit pe Cristian Țopescu, pe care l-ați admirat atât de mult, încât visați să îi călcați pe urme și să deveniți comentator sportiv. Ați spus că în 2009 ați avut parte de una dintre cele mai mari surprize, l-ați întâlnit atunci pe Cristian Țopescu, care v-a spus că vă urmărește emisiunile și s-a declarat fanul dumneavoastră. Întrebat anul trecut dacă aveți un model în profesie, ați răspuns așa, chiar nu, sunt self-made man, vorba lui Sinatra, I did it my way. Urmează întrebarea. Se mai nasc oameni precum Cristian Țopescu? Atât de riguroși și atât de pregătiți și atât de iubitori de meseria pe care o fac din ce în ce mai rari.
apropo, domnul Țopescu, Dumnezeu să-l odihnească. Mi-a spus, și aia a fost una dintre marile bucurii profesionale ale vieții mele, că e fanul meu la lansarea de candidat a lui Mircea Joană, la care făceai tu referire, la care am fost. La faimosul restaurant Capșa din București, acolo și-a făcut Joană lansarea cu cartea și stilul american. Nu, nu. Bun, sunt și alte vremuri astăzi. Ai totul la un clic distanță, da? Țopescu venea cu fișele făcute, cu tot. Era muncă de chinez bătrân ceea ce făcea Țopescu și se ținea de ele. Între timp a evoluat și televiziunea, a evoluat și știința și vorba aia. Acum poți să ai totul la un clic pe telefon. Țopescu era extrem de documentat, extrem de riguros și extrem de contextual, ceea ce n-au ăștia din zilele. Mai mă uit și eu pe la meciuri și mai ascult. Deși au un milion de informații mai mult decât Țopescu, nu știu să contextualizeze. Țopescu știa să o facă și știa ca dintr-un meci de fotbal, care nu știu, s-a desfășurat la Stockholm, să spună câteva cuvinte și despre Stockholm și despre personalitățile pe care le-a dat Stockholm și despre rolul Stockholmului în lumea în care trăiam la vremea respectivă și eventual despre istoria lui, dacă s-ar fi putut interesa. Ăștia de astăzi, repet, în ciuda faptului, mă uitam la, nu mai știu ce, cred că la la Champions League, dacă nu mă știu, sau unul dintre campionatele externe, unde, nu, la Premier League. Ăștia primesc, care au contracte de exclusivitate de difuzare pe consola aia lor de comentator și o documentare cât casa de la ea. Degeaba o primesc. Mulțumesc. Continuăm cu întrebarea roșie. Vă citez. Am crescut într-un cartier muncitoresc al orașului Sinaia, exact cartierul de deasupra stadionului. Acolo ne-am făcut copilăria, acolo ne-am apucat de fumat, acolo ne-am apucat de șprițuri, acolo ne-am apucat de gagici, acolo ne-am apucat de toate. Partea de ștaif s-a deprins în casă, iar partea de golănie s-a deprins pe stradă. De-abia la nașterea băiatului dumneavoastră ați spus că ați încheiat-o cu golâneala. Acum aveți 53 de ani, sunteți căsătoriți cu aceeași femeie de aproape 3 decenii. Fiul dumneavoastră are 26 de ani și vă arătați interesați de un stil de viață sănătos. Vreau să știu dacă aveți momente când vă lipsesc vremurile de altădată. Urmează întrebarea. Vă mai este dor de golăneală? Nu prea. Eu sunt un om care a făcut, îmi place să cred, totul la timpul lui în viața asta. Și în momentul în care eu am decis să mă însor și nevastă mea a decis să accepte cererea mea, deși, mă rog, n-a fost o cerere propriu-zisă, mă rog, cumva am stabilit, hai când ne luăm. Așa, momentul ăla pe mine m-a responsabilizat uriaș, gigantic. A fost a doua responsabilitate, responsabilizare în viață. Prima a fost armata, care tot așa a venit ca un șoc, a venit ca o lovitură de ciocan, și a doua a fost asta. Și în momentul în care am decis să-mi întemeiez o familie, am tras la familia aia. Pentru că, unul, așa văzusem în casă, ai mei și acum, tata face 90 de ani, mama 89. Mulțumim. Sunt împreună de cu un an înainte să se nască sora mea. Sora mea are 65. Deci gândește că ai mei sunt de 66 de ani căsătoriți. Da? Și pentru că așa mi se pare normal. Golănia cu golănia, familia cu familia. Bun, putem să o mai ardem noi tineri, nu frumos și liber ca ăștia de la Rezist, tineri așa și pe bagabonțeală, când ne întâlnim cu prietenii, ne simțim bine. Dar, repet, s-a terminat cu nebunia. S-a terminat cu ajuns dimineața acasă, s-a terminat cu bănănăit, s-a terminat cu băut creierii până cârcium sordide. Le-am făcut pe toate. Cu precădere în facultate. Am avut și gagici, am avut și beții, am avut și decepții, am avut și fericire, am avut toate nebuniile de pe planeta Pământ. Le-am făcut. Mi-am făcut numărul, ca să zic așa, da? S-a umplut paharul. Bine. Mulțumesc. Rămânem la acest subiect.
Erați în anul 3 de facultate când v-ați îndrăgostit de Cornelia, o studentă la ASE, alături de care ați trăit o iubire cu năbădăi, vă citez. A fost o iubire absolut dementă. În fiecare seară o duceam acasă și eu mă întorceam la cămin. Trânteam ușa și colegii mă întrebau, iar te-ai certat pentru totdeauna? Și de fiecare dată, a doua zi, la 8:30 dimineața, venea la ușă Cornelia. Ne împăcam ziua și ne certam seara. Era o poveste de dragoste și ură. Ne iubeam și ne uram în egală măsură. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare nebunie făcută din dragoste? Îmi jur că nu știu. Uite, cu asta chiar m-ai blocat. Nu știu ce dracu de nebunie am făcut eu din dragoste. Poate faptul că era să-mi iau bătaie de la o gașcă de... Nu pot să le zic țigan, Dumnezeule, că te amendează ăștia. O gașcă de romi. Pe tramvaiul 12, dacă nu mă înșel, undeva între Gara Progresul și Piața Progresul, pe acolo, ieși spre Jilava. Cornelia, fosta mea prietenă, locuia în Jilava. Și o duceam în fiecare seară, ori până acasă, în fața porții la Jilava, eram student, leșinat de foame. Cu tramvaiul și ulterior cu autobuzul, ori, mă rog, când se mai răcise, o lăsam în stația de autobuz și mai luai a 4 stații autobuzul. Și la un moment dat, la întoarcere, așa de prea multă dragoste și de prea multă nebunie, eram eu și o gașcă de băieți veseli în tot vagonul ăla de tramvai, undeva seara, extrem de târziu, și era să mie. Altfel, gesturi nebunești, așa, nu știu, de D'Artagnan, de Zorro și Tarzan nu prea am făcut în viață. Sunt destul de chibzuit, dacă vrei. Dar da, ce ai citat tu este perfect adevărat din conviețuirea mea năbădoioasă cu Cornelia și ai omis un singur paragraf, că atunci când apărea la 8:30 dimineața și bătea la ușă, de fiecare dată eu urlam din pat, deschideți-vă și voi ușa aia, și de fiecare dată mi se răspundea, da, deschide-o tu că e Cornelia, și eu le spuneam nu e Cornelia și toți în cor în momentul ăla știm, te-ai certat definitiv, te-ai certat așa seară și alaltă seară du-te și deschide dracului ușa. Ceea ce se întâmpla, deschideam ușa și invariabil era Cornelia. Din păcate nu eram făcuți unul pentru altul și după părerea mea e mai bine pentru amândoi că s-a terminat. Mulțumesc. Continuăm. Din cauza relației tumultoase cu Cornelia, nu v-ați mai prezentat la examene și, prin urmare, ați repetat anul 3 de facultate. Ați ajuns astfel coleg cu Mariana, femeia care, în 1995, v-a devenit soție. Vă citez. La început, nu m-a suportat, dar ne-am quasi combinat prin sesiunea de vară când am început să învățăm împreună. Nu ați pregătit un moment special pentru cererea în căsătorie, chiar mi-ați spus mai devreme, dar ați mărturisit că și cununia religioasă ați făcut-o 6 ani mai târziu, în 2001, doar pentru a putea năși alt cuplu. Ați povestit că dacă astăzi te iubesc este un fel de salut între dumneavoastră și soție, cel mai emoționant moment a fost atunci când i-ați spus prima dată că vă este drag de ea. Domnule Ciutacu, cred că telespectatorile sunt de acord cu mine dacă spun că nu sunteți nici pe departe idealul de bărbat romantic. S-ar putea totuși ca următoarea declarație să vă mai schimbe imaginea. Vă citesc din nou. După părerea mea, iubirea se arată, nu se declară. De declarat pot să le declar tuturor femeilor de pe planetă. Urmează întrebarea. Cum îi arătați soției că o iubiți? Prin viața noastră de zi cu zi. Nu trebuie să fac gesturi speciale. Eu consider că modul în care ne comportăm noi, în calitate de cuplu, modul în care ne-am crescut, ne-am educat copilul, modul în care suntem ancorați, mai mult sau mai puțin, în societatea de astăzi, nu se puteau realiza decât din iubire. E foarte greu să cred că aș fi făcut tot ce îmi place să cred că am făcut eu pentru nevastă mea și, în general, pentru familia mea, și mai puțin să declar, fără să iubesc. Nu există, din punctul meu de vedere, sentiment mai acut, mai vâlvătaie, dacă vrei, de iubire decât ce simt eu pentru ai mei. Pentru ai mei aș fi în stare să fac orice. Nu cum a zis domnul Paldele, moarte de om. N-aș merge chiar până acolo. Deși
Never say never. Dar eu cred că viața noastră comună din 1993 încoace, Denis, în secolul trecut, ca să zic așa, nu s-ar fi desfășurat sau nu s-ar fi putut desfășura altfel fără ca între noi să existe sentimentul reciproc de iubire. Sigur, trecut ani, zeci de ani, da? Să mai estompează, nu te mai comporți ca veșnicul adolescent îndrăgostit. Dar baza rămâne. Și apropo de femeile care m-ar putea găsi mai puțin romantic sau deloc romantic, să le dea Dumnezeu să primească 10% din florile pe care le primește nevastă mea de la mine în toată viața. Mulțumesc! Mergem cu întrebare roșie. Vă citez. Eu mi-am dorit al naibii de mult să fiu celebru, dar după ce am ajuns celebru, am înțeles că mi-am dorit prost. De-a lungul timpului ați fost de multe ori în atenția presii, iar numele dumneavoastră a apărut în scandaluri care au ținut primele pagini ale ziarelor. Soția dumneavoastră, în schimb, a ales discreția, indiferent de situațiile prin care a fost nevoită să treacă. Despre Mana, așa cum îi spuneți dumneavoastră, ați declarat așa. Ea a rămas fără slujbă din cauza mea. I-a fost agresat copilul, i-a fost vandalizată mașina. Ea s-a sacrificat în povestea noastră. A preferat întotdeauna să rămână în umbră, deși avea calitățile necesare să fie ea vedeta de familie și să aibă un altfel de parcurs profesional. Urmează întrebarea roșie. Meritați sacrificiul soției? Sper că da. Și sper că vreodată să mă pot revanșa față de ea și față de Vlad, de fiul meu, pentru tot răul pe care l-am făcut. Voluntar sau involuntar. Oamenii ăștia au avut mai mult de suferit decât beneficii de pe urmă mea. Nevastă-mă așa a pierdut de două ori locul de muncă din cauza mea. Și de atunci a decis să o ia pe calea antreprenoriatului, cum le place politicienilor de asta să spun. A zis, a treia oară n-aș mai rezista. Nevastă-mă chiar un profesionist în ceea ce face. Și de fiecare dată a călcat pe greblă, ca să zic, politic. Și n-a călcat ea. Eu călcam pe greblă și pe ea o lovea. Ce-i prea mult, e prea mult. Ajungi. Mai bine așa. Pentru că, și asta n-am să pot să o accept niciodată, și de asta am resimțit-o cel mai tare ca pe lovitură, mai ales la adresa lor, să te răzbun pe cineva prin familia lui, prin ce e mai drag lui. Hai mă, suntem bărbați, suntem smart doi. O punem ca băieții, vorba lui Ponta cu portocală. Vin eu la tine în cartier. Dacă te bate, ba, dacă mă bați, mă bați. Mă lucrezi tu pe mine, te lucrez eu pe tine. Nu la familie, tată. Termină dată chestia asta. Și apropo de ce spui tu, că m-ai întrebat acum vreo două întrebări și n-am uitat, că ce aș fi dispus să fac pentru... În momentul când fiul meu a fost agresat, am fost în stare să pun mâna pe telefon, să-l sun pe temutul general Coldea în funcție la momentul respectiv. Nu astăzi, ăla pe care îl scuipă toți golanii la Antold, și care îmi răspundea pe vremea respectivă la telefon și căruia i-am spus atâta. Dacă au făcut-o, ai tăi, te omor cu mâna mea. Vă dau timp. Asta am fost în stare să fac pentru copilul meu la vremea respectivă. Asta am fost în stare... Și eram în stare să generez un scandal național la momentul respectiv. Mulțumesc frumos! Și eu. Rămânem la acest subiect. Ca jurnalist, vehemența și duritatea opiniilor v-au atras nenumărate antipatii și uneori reacții extreme care au depășit sfera limbajului. În urmă cu mai mulți ani ați fost la un pas să fiți bătut de un bărbat care nu vă împărtășea convingerile politice într-un mall în care vă aflați cu fiul dumneavoastră. Dumneavoastră, deși ați depus plângere la poliție împotriva agresorului, nu s-a luat nicio măsură. Am menționat și mi-ați povestit deja de faptul că soția dumneavoastră și-a găsit mașina vandalizată, iar copilul dumneavoastră a fost intimidat pe stradă de niște derbedei, după cum i-ați descris dumneavoastră. Ați fost implicat într-un scandal de răsunet, inclusiv cu un coleg de breazlă, care a spus despre dumneavoastră că sunteți fiul de securist. I-ați dat o replică foarte dură, explicând așa. Dacă nu ar fi vorba despre tata, un om în banca lui, care nu a deranjat niciodată pe nimeni, mi s-ar rupe. Urmează întrebarea.
reușiți astăzi să vă protejați familia? În bună măsură, cred că da. Dar da, îmi pare rău pentru ce au avut de suferit niște oameni din cauza mea, fără vina lor. Și fiindcă ai adus în atenție episodul cu tata, tata este cel mai cunsecat de om pe care l-am văzut eu vreodată în viața asta. Și am văzut mulți. Și nu că e tata. I-ai făcut un scurt istoric, acum mai bine de jumătate de ceas. Omul avea toate datele și toate oportunitățile să se întoarcă din Uniunea Sovietică, unde făcuse facultatea, repet, inginerie, nu politruceală, securist sau activist. Nu s-a făcut nici securist, nici activist. S-a dus să se facă inginer și s-a întors inginer. De multe ori i-am reproșat în glumă chestia asta. Puteam să fiu și eu, cum fiu de nomenclaturist, să fim pe Barosănel. Tata s-a dus, s-a întors, a fost angajat la Mefin Sinaia, a fost șef de secție, tratamente termice și chimice, la care a renunțat odată cu fumatul când i s-a născut ilustru fiu, adică eu, pentru că i-a zis doctorul că dacă are de gând să moară, să continue să lucreze în mediul toxic și să fumeze. S-a lăsat și de mediul toxic și de fumat. Ulterior a devenit șeful normării de la Mefin Sinaia. Și niciodată, dar absolut niciodată, nu l-am bănuit, și nu că nu l-am bănuit, n-am avut niciun indiciu de a fi avut vreo legătură alta decât cea pe care ți-o impunea obiceiul locului când te întorceai din Uniunea Sovietică și când plecai din Uniunea Sovietică. Te puneau să declari cu cine te-ai întâlnit. Dar în rest, nimic. Nu tu securitate, nu tu nimic. Erau niște oameni care beneficiau prin natura rubedenilor de un pașaport care li se elibera de la poliție, pe orice așa, de la miliție, cum îi spunea, odată la 2 sau la 3 ani de zile când plecam noi, și care la întoarcere dădeau cu subsemnatul la securitate dacă nu cumva au complotat împotriva regimului cu vecinii și prietenii sovietici. Deci reușiți să vă protejați familia? Îmi place să sper că da. Și cel puțin la adresa alor mei, până acum că am fost scut. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Ați povestit că din primul dumneavoastră salariu ați plătit chiria garsonierei în care locuiați, iar din al doilea v-ați cumpărat pantofii de ginere. Cu chirie locuiați și în 1997, atunci când s-a născut fiul dumneavoastră. Vă citez. Când avea copilul vreo 3 luni, ne-a dat proprietarul afară din garsonieră, ne-am mutat, am plătit chiria pe 3 luni în avans și într-o seară am avut bani să cumpărăm fix 5 ouă și 2 kg de cartofi. Când ne-au adus ai mei conserve în weekend, am ieșit din foame. În 2013, presa dezvăluia că locuiați într-un penthouse de 330 metri pătrați din zona Piața Sudului, iar luxoasa locuință, al cărei preț de listă era de 200.000 de euro plus TVA, a fost cumpărată de firma la care soția dumneavoastră era asociat unic. Urmează întrebarea roșie. Aduce soția mai mulți bani în casă? La ora asta, da. Dar un amendament. Nu locuiam în luxosul penthouse. Încă o dată, presa... Fac și eu ca Tudose, că m-am uitat la înregistrarea ta cu Tudose, în care presa era de vină pentru orice îl întrebai. Așa fac și eu. Presa e de vină. Nu, nu locuiam în luxosul penthouse. Penthouse-ul respectiv nu aparține familiei Ciutacu, aparține unei companii pe care o administrează și o deține în proprietate de 100%, ilustra mea soție, care a decis să se facă antreprenor după ce n-a mai avut loc politic, cum ți-am spus, de 2 ori în viața asta la locurile ei de muncă. Aia este o firmă, nu este o casă. Familia Ciutacu locuiește unde a locuit întotdeauna și unde are de gând să locuiască mulți ani de zile de aici încolo. Și da, mă întorc la această oră. Soția marii vedete de televiziune, Victor Ciutacu, aduce mai mulți bani în familia Ciutacu decât aduce Victor Ciutacu. Bine, mulțumesc. Continuăm. Vă citez. Eu și Mana nu ne-am pus nici măcar o dată problema să ne despărțim. Nu a existat nici măcar o săptămână de mămut la mama, Doamne ferește. Nici nu vreau să mă gândesc la varianta asta. Urmează întrebarea. De ce este cu adevărat frică lui Victor Ciutacu? De boală. Cel mai rău mi-e frică. Și o spun întotdeauna.
Mi-e frică de boală? Mi-e frică de cancer, ca să fiu foarte concret cu tine. Mama mea este un miracol al medicinei românești. Mama mea este operată de cancer la sân în 1984. Când fiul său, adică eu, dădea treapta întâi. Mă rog, capacitate, cum îi zicea cupă nouă. Operată cu mijloacele respective la vremea respectivă. Și trăiește și în zilele noastre. Dea Dumnezeu cât mai multă sănătate și viață. Mi-e frică. Mi-e frică de lucrurile inevitabile, Denis, și lucrurile cărora nu le-aș putea face eu față, indiferent cât de puternic aș fi. Hai, că ți-o tragi, ăla, că te dă afară de acolo, că îți ia bani, că nu știu ce. Alea sunt rezolvabile. Mi-e frică de lucrurile nerezolvabile. Și ăsta este, dacă vrei, și unul dintre motivele pentru care, în ciuda multelor scandaluri în care sunt implicați și de care și eu sunt conștient și pe care multe le-am relatat și eu, am un respect dumnezeiesc față de doctori. Față de doctorii care sunt doctori. Nu față de doctorii care sunt comercianți. Nu față de doctorii care sunt negustori. Nu față de doctorii care sunt ciubucari. Față de doctorul în sine, ca profesie. Pentru că există, dincolo, Doamne, Doamne, așa, momentul în care dă boala peste tine, înainte de taica popa care să te ducă pe fericitele plaiuri ale vânătoare, ultima speranță ți-o pui în doctor. E, mi-e frică de lucrurile care nu lasă loc de speranță. În rest, toate sunt rezolvabile pe lumea asta. Mulțumesc, continuăm. Pe 16 august 1997 primeați pe pager vestea că ați devenit tată de băiat. Vă citez. Când am primit mesajul, a venit Felme Vlăduț, nu-mi dădeam seama. Noi ne așteptam să fie fată. Ați afirmat că v-ați mai fi dorit și un al doilea copil, însă situația financiară din acea perioadă nu era încurajatoare. De altfel, ați mărturisit că pentru a vă întreține familia ați fost multă vreme plecat de acasă și ați pierdut timpul pe care ați fi vrut să-l petreceți alături de fiul dumneavoastră, despre care spuneți că este cea mai mare realizare. În 2010 spuneați așa: mă simt extrem de vinovat că nu stau mai mult cu Vlad și cheltui ca neghiobul în încercarea de a compensa cumva. Pe de altă parte, dacă nu aș lipsi atât, probabil că am trăit mai greu. Este situația aia în care nu ai cum să ieși câștigător nicicum. Urmează întrebarea: care este cel mai mare regret al dumneavoastră? Raportat la ceva sau pur și simplu? În general. Regret. Foarte greu. Uite, asta chiar e o întrebare grea pentru mine. Nu știu ce să regret. Probabil, și o să mă întorc la răspunsul de mai devreme, răul pe care l-am făcut involuntar sau nu familiei mele. În rest, n-am regrete. Pentru că îmi place să cred că nu prea am făcut lucruri regretabile ulterior. Dar da, dacă e ceva ce nu pot să-mi iert, și repet, nu neapărat din vina mea, sunt traumele la care au fost supuși niște oameni care n-aveau nicio vină. Oamenii din familia mea. Asta da. Regret, dar cum să spun? Sunt eterne ca la morți, regretele astea. Le declam și cu asta rămâi. Pentru că nu se poate repara nimic. Răul care a fost făcut odată, întotdeauna, e ca la, știi, eu am făcut rezistența materialelor. Mi-a fost cel mai greu să promovez examenul ăsta la facultate. Acum e titular domnul profesor Hader, care e șeful sindicatelor din educație. La vremea respectivă nu era domnul Hader, era un antecesor al domniei sale. Și acolo, la rezistența materialelor, se vorbește despre concentratorul de tensiune. Că te miri uneori de ce se rupe o bară brusc, care e groasă, care nu știu ce, care nu știu cum. Pentru că are un punct, o găurică mică acolo, o fisură mică, ăla se cheamă concentrator de tensiune. Și în timp materialul lucrează, chestia aia se duce, înțelegi? Și la un moment dat constați că, din greșeală, un picior de la masa asta, care pare extrem de solid, se rupe brusc și dintr-o dată. În momentul ăla e efectul maxim al concentratorului de tensiune. Așa e și la asta. Orice rău de ăsta, făcut involuntar sau involuntar, se transformă într-un mic concentrator de tensiune, care ulterior evoluează. Mulțumesc. Continuăm.
V-ați aprins prima țigară la 14 ani și ați povestit că peste ani, ca adult, nu doar că ați continuat să fumați, dar aveți grijă să țineți tot timpul un pachet de rezervă în buzunar. În 2010 spuneați așa: nu am încercat niciodată să mă las, dar mă gândesc că ar fi cazul. Am 40 de ani de viață și vreo 25 de ani de fumat. Cred că e suficient. Anul trecut, mărturiseați că ajuns la 53 de ani, v-ați făcut un program regulat la sala de forță, unde aveți și antrenor personal. Vă citez: m-am apucat de sală fiindcă de 30 de ani nu am mai făcut sport. S-au adunat multe în perioada asta, burta de bere, viața cu precădere statică, începusem să ruginesc. Vreau să știu dacă v-ați lăsat între timp de fumat. Urmează întrebarea: cum stați cu pătrățele de pe abdomen? Rău, m-am lăsat între timp de sport, nu de fumat. Nu, n-am fost consecvent și nu. Am încercat o vreme împreună cu soția mea. După aia au venit perioadele de... A fost pandemia în care s-au închis sălile, știi că a fost o vreme în care s-au închis sălile. Mergeam la sala unui prieten. Prieten de familie. Ulterior, când s-a redeschis, ne-am dus de nou. După aia am avut iar o perioadă în care n-am fost, dar a fost chestia așa de câteva luni de zile și după aia a făcut, uite, că dau din casă, a făcut nevastă mea o întindere urâtă la picior, în casă, nu la sală sau ceva. Mă rog, într-o mișcare greșită a făcut o întindere urâtă la picior. Și atunci mi-am găsit eu motiv să nu mai mergem la sală. Să știi că n-am arătat așa cum arăt astăzi. Bine, n-ar putea spune că-s neapărat disgrațios, dar în ochii mei arăt urât. La mine 70 de kg a fost un obiectiv în viață. Am fost, mi se spunea țiganul și uscatul. Eu aveam, când m-am însurat, aveam împreună 100 de kg. Nevastă mea 47 și eu 53. Eram un om de 25 de ani care avea 53 de kg de nis. Da? Și eu ziceam, mamă, când o ajunge și eu să am 70 de kg ca bărbații, ca... nu-ți dori neapărat ceva, că mi s-a întâmplat să ajung la 70 de kg și tot. Nu, viața, Denis, eu mănânc la 12 noapte. Termin emisiunea la 11, da? La 11 fără un sfert. La 11 am plecat, ajung acasă, mănânc la 12 noapte. E, și dezamăgire pentru fanii mei, nu mai beau acele 2-3 beri în fiecare seară de vreo 2 anișori de zile. Beau în fiecare seară ceai, știu, încep să devin plictisitor. Dar nu că mi-aș fi propus eu ceva sau ce. Pur și simplu, de la un moment încolo, veneam acasă, mâncam ceva și beam o bere rece, repede. După asta mă uitam la calculator, mai citeam știrile, mai ascultam ce reluare la televiziune și o beam și pe a doua. De regulă nu prea o beam pe a treia. E, nu mai fac nici măcar asta, beau ceai. Mulțumesc. Continuăm, mergem cu o întrebare roșie. Am văzut apelații des la serviciile avocaților dumneavoastră, ați inițiat mai multe procese, despre unele am vorbit deja, însă li s-ar putea continua cu procesul câștigat în 2012 împotriva realizatorului de televiziune Radu Moraru sau cu cel împotriva lui Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, proces pentru care în decembrie 2023 Curtea de Apel v-a respins apelul ca nefondat. Vreau să știu dacă ați ieșit pe plus sau pe minus după aceste acțiuni ale noastre în instanță. Urmează întrebarea roșie. Sunteți procesoman? Nu. Primul proces pe care l-am intentat a fost cel lui Radu Muraru. Care, cum spun, am făcut o execuție oribilă în direct, folosind numai lucrurile adevărate. În opinia lui, dincolo de faptul că furasem toată industria de la fondul proprietății de stat, privatizasem și Petromul cu OMV, făcusem o grămadă de lucruri urâte. Afaceri cu arabi, vânzători de armament, de țigări, de ce vrei tu, nu că arab în Dumnezeu vorbesc. Așa. Taher, Zaher, în capul lui, oricum sunau la fel, toți erau partenerii mei de afaceri. N-am făcut cu niciunul cum n-am făcut afaceri niciodată în viața respectivă. Și m-am enervat foarte tare la momentul respectiv și l-am rugat pe faimosul avocat Alexandru Chiciu, fostul procuror DNA, cu care sunt amic de când l-a dat Monica Macovei afară de la DNA. Păi fă-mi o acțiune împotriva asta. Am făcut-o și am câștigat procesul. Să spun că nici în ziua de astăzi n-am scos toți banii de la Radu Moraru? Să spun că executorul i-a luat ce a găsit la momentul respectiv în conturi? Puțin. Din care s-a îndestulat, că așa spune legea. Întâi ia executorul banii și după aia fraierul care îi merită. Și mie mi-a dat ce a mai rămas din ei. Și mai era o sumă de bani care, mă rog, s-au făcut popriri pe toate conturile existente. Știi procedura. Tu poți să-ți închipui că până la prescripția fiscală lui Radu Moraru, în mod oficial, nu i-a mai trecut niciun leu prin cont,
timp în care el a continuat să mănânce, să trăiască și să candideze de două ori la alegeri în România, depunând inclusiv garanția de participare. Întrebarea mea e cum, dacă în contul meu trecut bani. Nu, nu sunt proces uman, iar lui Ciucu, mie mi-au respins un apel și lui au respins un apel, că eu l-am dat în judecată pe Ciucu, Ciucu m-a dat în judecată pe mine, deci cumva sunt închis. Bine, mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. În aprilie 2023, o jurnalistă de numai 32 de ani, diagnosticată cu afecțiuni psihice, a fost găsită fără suflare în apartamentul în care locuia. Tragedia a zguduit lumea presii din România și l-a adus în prim plan pe Cătălin Tolontan, coordonatorul editorial de atunci al cotidianului la care lucra tânăra ziaristă. Dumneavoastră ați pus în discuție responsabilitatea angajatorului față de angajat. Vă citez. Au angajatorii la dosar documentele medicale cerute de lege conform cărora după internările repetate la Obregia fosta sa angajată era aptă medical să-și facă meseria? Domnule Ciutacu, de-a lungul anilor și dumneavoastră și Cătălin Tolontan ați condus unele dintre cele mai importante cotidiene românești, fiind două voci cu o autoritate recunoscută în presa autohtonă. Vreau să știu în ce relații sunteți astăzi cu Cătălin Tolontan, pe care nu ați ezitat să-l criticați din nou în ultimele luni, atunci când a intrat în conflict cu angajatorul său și a fost demis. Și aș vrea să-mi spuneți dacă există solidaritate între jurnaliști. Urmează întrebarea roșie. Sunteți mai bun decât Cătălin Tolontan? Evident, eu sunt cel mai bun. Deci dacă sunt cel mai bun, sunt mai bun și decât Tolontan. Dar una peste alta, Cătălin Tolontan este un ziarist bun, la bază. Dacă nu ar fi ales să se transforme în vehicul politic pentru diverse interese, ar fi fost minunat. Dar e treaba lui și alegerea lui, pe care eu o respect. E un episod urât ăla cu Iulia Marin și crede-mă că nu e ușor să fii ținta execuției publice. Nu m-am mai simțit așa de pe vremea când mă făcea Băsescu, Tonomat, și Băsescu avea 70% popularitate când mă făcea pe mine Tonomat și mă scuipa lumea pe stradă, că am îndrăznit să vorbesc urât despre domnul președinte. Nu m-am mai simțit așa de urât, până când a ajuns domnul Tolontan să strângă, nu? 3.000 de semnături ale vocilor publice care cereau scoaterea mea de pe post, interzicerea emisiunii și așa mai departe. Dar trebuie să mă duc să dau năvală peste aia de la CNA ca să existe și partea mea în poveste. Apropo, am contestat în instanță amenda. 100.000 de lei, nu-ți bani puțin, Denis. 20.000 de euro. Știi care e surpriza? Pe fond am câștigat. Mai rămâne recursul. Dar mă întorc la Cătălin Tolontan. Puțină lume știe, și mai puțină știa până când am spus eu. Eu am colaborat cu Cătălin Tolontan. Eu am fost editorialist la Gazeta Sporturilor, când lucram la Jurnalul Național. Și Cătălin era redactor șef la Gazeta Sporturilor și eu redactor șef la Jurnalul Național. Eu l-am ajutat pe Cătălin în niște investigații, în cazul doamnelor Riții și Udrea. Și el a avut bunul simț și delicatețe să recunoască treaba asta. N-am fost într-o poziție de adversitate cu Tolontan. În momentul în care însă ajungem la care pe care, da, fiecare își apără, știi cum e, teritoriul. Și ne-am apărat amândoi, cum am știut mai bine. Oricum, eu nu o să organizez operațiuni de linșare anti-Tolontan cum a organizat el anti-Ciutacu. Asta să rămână. Mulțumesc. Continuăm. Una dintre persoanele invitate frecvent în emisiunea dumneavoastră este creatorul digital Dana Budeanu, care adună în mediul online mii de aprecieri, însă care este și extrem de contestată. Dumneavoastră i-ați luat apărarea printr-o postare pe o rețea de socializare, vă citez, vă enervează că e croitoreasă sau creatoare de haine și că se duce la bogați? Boicotați-o și mutați pe Pleșu și Liceanu. Dănuța nu e exclusiv la dispoziția mea, dar ne simțim bine împreună în studio și scoatem cifre bune de audiență. Probabil apreciază că se poate exprima liber, eu chiar nu fac nimic să o înfrânez. Vreau să știu ce sunteți dispus să faceți pentru audiența. Urmează întrebarea. Aveți încredere în informațiile Danei Budeanu? Într-o mare măsură da, dar nu spun că aș băga mâna în foc pentru tot ce prezintă Dana drept informație. Și e normal să fie așa. Dar eu nu invit pe Dana în calitate de oracol. Dana dă sentința și sănătate. În alta curte de casație și justiție. A zis Dana că e așa, e așa. Nu! De multe ori mă contrazic cu Dana. Inclusiv în particular și în emisiuni.
Eu invit pe Dana pentru că îmi place să-i ascult opiniile, pentru că ea în marea majoritate a timpului emite opinii, nu emite informații. Da? Și mie îmi place să o ascult pe Dana de multe ori, că mai râd cu prietenii, că zic, bă, Dana este singurul om care ți închide gura. Zic, în ce sens să-mi închide gura? Și tu de obicei vorbești mai mult decât invitații tăi din emisiune. Asta e unul dintre marile mele defecte. Unul dintre puținii invitați pe care îi ai și care vorbește mai mult decât tine în emisiunea ta, cum ar fi normal să fie, e Dana Budan. Pentru că în momentul în care, cum să spun, n-are niciun farmec dacă pe Dana o fragmentezi la fiecare 5 cuvinte pe care le spune. Da? Ori o lași să-și ducă până la capăt iureșul, ori mai bine n-o mai inviți. Și m-am înțelepțit, am început să îmbătrânez și eu și am început să am răbdare. Și o ascult de foarte multe ori. Mai am momente în care, nu mai știu, la un moment dat mi-a dat un prieten mesaj să mă întrebe dacă mai trăiesc sau dacă sunt viu. Ceva la modul ăsta, eram în emisiune cu Dana și zic, da, de ce, nu se vede? Zice, nu se aude. Și zic, da, și a început să râde. Zice, de 8 minute. Deci, Dana, dacă vrei, este singurul om care m-a făcut să tac în propria emisiune 8 minute. Ceea ce, dacă mă întreb pe mine, e o performanță. În general, sunt gureș, mult prea gureș. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați debutat ca jurnalist sportiv și ați povestit că în copilărie idolii dumneavoastră erau fotbalistul Dudu Georgescu și comentatorul sportiv Cristian Țopescu. Printre idolii tinerilor de astăzi se află tenismena Simona Halep, handbalista Cristina Neagu, înotătorul David Popovici sau judoca Alina Dumitru. Despre acești campioni dumneavoastră a spus așa: sunt performări uriași, dar prea ne raportăm la ei ca și cum până acum nu am fi contat în sport. Suntem totuși un popor care i-a dat pe Nadia, Năstase, Pațaichin sau Hagi, dacă nu mă înșel. Domnule Giudacu, de-a lungul timpului, printre invitații la 40 de întrebări, s-au numărat și campionii României care s-au arătat răniți de faptul că în perioadele mai slabe ale carierei lor, nu doar că nu au fost susținuți, ba chiar au fost aspru criticați. Vreau să știu dacă dumneavoastră considerați că ați exagerat vreodată și că i-ați judecat poate prea aspru pe sportivi. Urmează întrebarea roșie. Cât hate v-au adus opiniile personale? Uriaș, gigantic. Nu regret ceea ce am spus, îmi mențin spusele referitoare la toți, inclusiv alea de bine, că lumea le citează pe alea de rău, de regulă. Da, toți sunt sau au fost performeri uriași. Da, toți au puncte, hai să spun, gri în carierele și în viețile lor, ca să nu zic negre. Și da, trebuie să nu ne mai raportăm ca la niște sau la niște uriași campioni, calități pe care nu li le contestă nimeni, ca la niște mari oameni. A fi mare campion nu înseamnă că trebuie să fii mare om. Nu implică una pe cealaltă. Și da, când sunt de criticat, sunt de criticat. Și da, mi-ar fi plăcut pentru ei, care nu suportă să-i atingi nici măcar cu o floare, ca ei să fi trăit în Marea Britanie a lui David Beckham, în care era scuipat, hăituit, înjurat, ridiculizat și făcut în toate felurile. De la idolul Marii Britanii, al Angliei, de la fenomenul pop and sport, de la povestea lui, care, vorba aia, a vândut milioane și milioane de exemplare din toate ziarele, un gest necugetat pe care l-a făcut Beckham, un șut în cur dat actualului mare antrenor Diego Simeone de Atletico Madrid la vremea respectivă, rivala lui pe terenul de sport în Naționala Argentinei, și eliminarea pe care a primit-o și ulterior eliminarea Angliei de la campionatul mondial, l-a transformat în dușmanul numărul 1. Aș vrea să-i văd pe ăștia ai noștri, florile astea sensibile de astăzi, cum fac față când te iau Sanu și cu Mirărul. Și după aia să vină să plângă că e înjurat Ciutacu. Bine, mulțumesc. Continuăm. Întrebat dacă de-a lungul anilor ați avut în emisiunea noastră invitați care să vă pună în dificultate sau în fața cărora să vă pierdeți pe moment, ați afirmat că aceste situații sunt inevitabile, însă susțineți că le-ați făcut întotdeauna față cu succes. Vă citez. Sunt un foarte bun ziarist de presă scrisă, nimerit în televiziune întâmplător, dar
cu ceva succes. Eu nu am nicio problemă, pot să discut, mă pot detașa, nu sunt scelerat, pot să discut și cu un om care are alte opinii decât am eu. Urmează întrebarea. Care este punctul forte al omului de televiziune Victor Ciutacu? Faptul că e un foarte bun ziarist de presă scrisă. Ăsta e punctul forte al omului de televiziune Victor Ciutacu. Și da, sunt infinit mai bun ziarist de presă scrisă decât de televiziune. Deși succesul și notorietatea și ce vrei tu, poate și bunăstarea financiară, mi le-a asigurat televiziunea, nu presa scrisă. Dar faptul că sunt un foarte bun ziarist de presă scrisă și faptul că am fost învățat să fac meseria asta după niște reguli, de la care în esență nu prea m-am abătut în viața asta, mă ajută foarte mult. Și chestia asta împreună cu gândirea inginerească cred că au produs niște rezultate bune în televiziune. Altfel, da, există oameni care te pot bloca, există oameni care, cum să spun, printr-o replică sau prin simpla prezență, să te facă să nu te simți în largul tău. Uite, o să-ți răspund la ce nu m-ai întrebat. Știi care mi-a fost cel mai dificil invitat în viața asta, dacă spun rămâi trăznit? Te-ai așteptat la oricine, la Băsescu, la cine vrei tu. Nu. Nicolae Văcăroiu, fostul prim-ministru al Guvernului României, în perioada primei suspendări a lui Traian Băsescu, când domnul Văcăroiu, în calitate de președinte al Senatului, era președinte interimar, până când se săvârșea referendumul celor 322, cum ar spune domnul Băsescu, dacă ar avea chef de vorbă. Nu există invitat pe care eu să simt tot timpul că îl scap exact ca un pește, pe care încerci să-l scoți din năvod și ți se strecoară pe între mâini și scade și pui iar mâna pe el și tot. Este un om de o amabilitate, de o cum se cădenie și de o bună cuvință, cum rar ai văzut, dar pe care eu n-am reușit să-l agăs de niciunde. Și crede-mă, l-am avut invitat și pe Ion Iliescu. Mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. Pentru că mama dumneavoastră este evreică, aveți dreptul legal de a cere cetățenia statului Israel. Ați mărturisit însă că nu ați făcut niciodată vreun demers în acest sens. Vă citez. De al dracu și de inimos ce sunt, rămân aici. Mi-am ratat cariera de emigrant de succes care își uită limba în 3 luni de la plecare și mi-am făcut aici o carieră pe care nu aș fi putut să o duc la nivelul acesta nicăieri în altă parte pe planeta Pământ. Urmează întrebarea. Cât de mult vă place România? Mult. Foarte mult. Păi, nu sunt un cetățean de un patriotism declamativ. Înțelegi? Vai, nu e țară ca a noastră. Ba da, sunt altele și mult mai frumoase, dacă mă întreb pe mine. Sunt un om care îi place să călătorească foarte mult. Dar care, la un moment dat, simte nevoia să se întoarcă. De-aia nici concediile mele de regulă nu sar de 2 săptămâni. Așa, pe la a 10-a zi, mă cam ia pe mine, hai că... Și încep să rup grupul de WhatsApp al întreprinderii pentru care lucrez, să văd ce mai e nou, ce mai putem face, mai comentez, mai bag bățul pe-n gar, mai nu știu ce, mă trage acasă. Și da, iubesc țara asta pentru că este țara mea. Pentru că aici m-am născut, aici am crescut și nu vreau să sune populism. Nu sunt George Simion. Nu vreau să ne unim cu Republica Moldova. Da? Nu vreau să cer cetățenia statului evreiesc. Nu vreau să întrețin relații de politețe cu ambasada Israelului. Nu mi se pare Putin principalul vinovat al războiului din Ucraina. Sau, mă rog, a ceea ce se întâmplă. Sunt un tip extrem de contradictor. Îmi pare rău de ucraineni, groaznic. Din prima zi am empatizat cu ei, cu oamenii aia care au plecat cu Bocceluța. Nu cu bogații ăștia care sfidează până toată Europa. Pentru că mama a plecat cu Bocceluța. În urma bombardamentelor și a prigoanei la care a fost supusă. Știu despre ce este vorba. Dar nu pot să fiu orb. Mă deranjează valul de antisemitism uriaș care mă lovește și pe mine, dar nu sunt deloc de acord cu ce face Israelul la ora asta în Gaza. Da? Deci eu sunt cetățeanul la extrem de contradictoriu. Vorba asta, bă, tu ce faci? Tu înjuri pe ai tăi? Da, în esență, când o merită, da. Și pe aia din Ucraina, și pe aia din Israel, și pe români.
Și da, îmi place să stau aici. Nu sunt mândru că sunt român. S-a întâmplat să fiu român, da? Nu, eu pe ăștia, mândru că sunt român. Bă, dar fi în fiecare zi român, nu numai de 1 decembrie. Nu, nu sunt mândru că sunt român. S-a întâmplat. Sora mea s-a întâmplat să se nască la Harkov. Astăzi putea să fiu un mândru cetățean ucrainean, să născut din aceeași părinți, da? Acolo locuiau ai mei la vremea respectivă, acolo locuiau când m-am născut eu. Și da, dacă e un lucru la care țin, este în ciuda faptului că la un moment dat în viața asta vorbeam curent 4 limbi străine. Acum mai ușor că trăiesc mai mult în română, oriunde am fost în străinătate și oriunde a trebuit să vorbesc, fie că era ceva de zonă de profesie, fie că era ceva de zonă oficială, de guvernamentală sau ceva, am vorbit întotdeauna numai în română. După ce, în prealabil, le-am demonstrat interlocutorilor că pot să întrețin o conversație în limba engleză cu ei. Dar da, sunt român și dar da, dacă reprezint ceva, pe mine, statul, o instituție de presă sau, nu știu, cartierul Rahova, vorbesc în română. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc văd acum pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor pe care vi le-am adresat și vă mulțumesc pentru asta. Ne-am mai rămas la dispoziție 0 secunde, pentru care o să urmeze rapid evaluarea mea. Despre dumneavoastră știm, am auzit, am citit, mi-ați și mărturisit că vă place să vi se spună că sunteți arogant și genial. Eu o să vă spun că sunteți simpatic. Sunteți simpatic și o să împart evaluarea în două mari categorii. Din punct de vedere profesional, v-am simțit și vă admir pentru faptul că sunteți foarte serios, foarte punctual, foarte bine organizat și mi-a plăcut să văd pe toată durata interviului un jurnalist, un coleg de breazlă, așezat, atent, cumpătat, ponderat. Nu sunt calități pe care când spui numele Victor Ciutacu să le și așezi, dar cu siguranță toți cei care ne-au urmărit în această seară v-au descoperit așa. Din punct de vedere al familiei, mi-a plăcut foarte mult să văd și am avut și aici la 40 de întrebări interviuri cu extrem de mulți domni care mi-au vorbit în fel și chip despre familie și respect, și familie și respect. Am simțit adevăr și onestitate când ați vorbit despre familie. Un familist convins și m-ați impresionat cu această latură sensibilă pe care nu mă așteptam să o găsesc la dumneavoastră. Așa că aș spune sensibilitate, de onestitate am mai vorbit și am mai găsit o chestiune la noastră. Sunteți extrem de uman. Domnule Ciutacu, mulțumesc frumos pentru prezența aici la 40 de întrebări. Eu îți mulțumesc. A fost o bucurie. Pentru că mi-a oferit oportunitatea și două fraze, dacă mai permiți, la sfârșit. Vă rog. De-a lungul vremii, pentru că stau bine cu memoria, când erai la Realitatea TV, în absența ta, am comentat niște vorbegele, cum se chema și emisiunea, o prestație, dar dacă nu, cumva chiar două. De atunci ne-am întâlnit o singură dată, când am făcut un interviu colectiv cu domnul Grindeanu, care a doua zi trebuia să fie dat afară de propriul partid, ceea ce s-a și întâmplat la Palatul Victoria. Și în care cumva mi-ai bătut obrazul pentru ce ți-am spus la momentul respectiv. Eu am evitat cât am putut să continui discuția cu tine la vremea respectivă. Ne-am luat cu interviu cu Grindeanu, ne-am despărțit și am plecat acasă. Astăzi profit de ocazie și să îți prezint scuze pentru că am fost mitocan. Mulțumesc. Scuze acceptate. Să rămână. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!